din județul Bacău, numită astăzi, 30 ianuarie 2018, este legal constituită și nu poate desfășura lucrurile. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 15. Domnul primar Kim Sorin, întârzie câteva minute, participă la o întrunire cu cei de la CRAV, Compania Regională de Apă și Canal. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Busuioc Ionel. Cine este pentru, vă rog frumos? Mulțumesc. Domnul președinte. Vă mulțumesc frumos pentru încrederea acordată. Vreau să vă spun la mulți ani pe 2018. Este prima ședință care o facem pe 2018. Și dacă ați luat cunoștință la procesul verbal de la ședința anterioară, știți despre ce este vorba, domnul secretar, altceva? Să punem la vot. Ce spune? Ordinea de zi? Da. Nu, nu, procesul verbal. Procesul verbal de la ședința anterioară. Nu, așa, ca să auzim și noi. Așa. Nu spune la vot, eu mai am ceva de adăugat. Foarte bine. Și mare. Cum facem? Scrie la vot, nu? Ne scrie la cuvânt acum sau după? După. Ai bun, acum. Dacă am vrut, ce să mai spun? Vă ascultăm, domnul Sorogiu. Păi dar nu-i întrebă cinci, sunt unul. Care e? Eu urmează că e unul. Mai spui ceva, domnul Claudiu? Da. Altceva? Da, domnul, te lua cuvântul, domnul Sorogiu. Da, legătură cu procesul de bază la ședința anterioară. Am constatat multe nereguli în procesul verbal. Deci nu s-a consemnat ceea ce am spus noi, mai ales că am fost duși în eroare, spunându-ne că taxele și impozitele nu se va mări, ci se va păstra exact cum a fost pe 2017. Deci eu vorbesc în pretența mea, pot să arăt la cameră și să se verifice, am primit acest dosar de ședință după ședință, să nu se vede clar, se poate vedea clar, nu am ștampil la poște. Se poate vedea clar. S-a mers pe încredere. E cuvântul domnului primar și domnului Coacă, că ei fac executivul, ei constexiu și cheltuie banii publici, ei sunt care le fac bugetul, să ne motiveze de ce au mărit și ce vor să facă cu banii aceștia care au mărit taxele și impozite, în care le-au păcălit, sau dacă știți cineva, aveți cunoștință de mărirea acestor impozite, vă rog să o spuneți. Deci nu aveți, nici măcar nu știți ce ați mărit. Acum am studiat dosarul, după ce l-am primit, că aveți prin creiere că nu se măresc taxe și impozite, dar se pare că se măresc foarte tare, până că 50%, 60% în lucru, 20%. Vreau să îmi vină să ne explice, expunele motive, ce înseamnă propunerea 2018 la impozit taxe pe clădiri cu 0,15%, deci era barem între 0,08 și 0,2%. Ce se propunerea 2018 cu 0,15%, ce înseamnă, cum se calculează, în funcție de rang, de zone, cum? Nu ne-a dat nicio explicație. Domnul secretar a sunat chiar în timp ce se poate să confirme, să o întrebe pe doamna, care a făcut expunere de motive, cum? A spus că nu se mărește nimic și este totul. Poate să vină cineva să ne explice cât înseamnă aceste taxe? Văd la impozite taxe pe la auto, 20% propunere, în care noi nu am știut nimic. Deci a spus clar că nu se măresc taxe și impozite. Ne-a dus în eroare. Ne trimițindu-ne dosare să studiem ședință, am mers pe încredere și uite unde am ajuns. Deci eu îmi retrag votul. Am fost înșelat și o documentez în dovada actului trimise, care și procesul verbal, care în procesul verbal, în loc să consemneze la punctul numărul 3, adică taxele și impozite pe anul, e consemnat la punctul numărul 2, în care am întrebat, nu doar am întrebat cum recuperează taxa aia de transport de la Silvic, acolo Silvic. Deci am întrebat mai multe, dacă se măresc, dar... Deci n-a consemnat nimic, a făcut o greșeală. La punctul numărul 2, că ministerul, unde este rectare de buget, se vorbește despre taxe. Iar la punctul numărul 3, care nici măcar nu specifică ce punctul numărul 3. Doar punctul numărul 3. Punctul numărul 2, punctul numărul 1. Dar nici măcar nu s-au opus să scrie titlurile. Nu știu.
Și iar la punctul numai trebuiam dezbătut taxele și impozite în care nu spune de nimeni nimic, se trece doar la vol, nimic, nici măcar cuvânt nimic. Eu am acest proces verbal deținut în original, cu semnătură pe fiecare pagină, conform cu originalul, ștampilat, sunt probleme foarte grave. Deci tot am spus că se fac, se umblă la procesele verbale, se scrie ce vrea și cum se vrea, nu se scrie ceea ce spunem. De asta, domnule secretar, vă rog, dacă vorbesc prea repede, să mă opriți să puteți scrie tot ce spune să consemnați. Că mă trezesc la fiecare proces verbal. Cam vrea. Spuneți-mi, deci asta am spus, vă rog să spuneți că eu o să spun exact și să mă întrebați unde să completez. Nu să mă trezesc la fiecare ședință să am ceva de adăugat. Eu vă rog frumos să scrieți ceea ce spun în ședință. Să fie coerent. Cu ceea ce se întâmplă. Deci am fost duși în realitate. Și dacă s-au mărit acele taxe, dacă majoritatea își menține votul, pentru acele taxe și ne spune, argumenteze, ce fac cu acești bani. Nu doar numai să încăsăm bani de la populație, să mărim taxe, nu poți să ne mărim salariile. Sau să ținem oameni condamnați penal, cu sentințe definitive, două sentințe definitive. Să ne spună ce faceți cu acești bani, întrucât n-ați aprobat proiecte. Pentru apă. Ați spus că aveți proiecte, nu ați venit cu nimic. Pentru centru, mă trebuie să ne centru civil, adică târgul ăsta care se merge pe șosea. Deci să spuneți ce fac cu acești bani, să ne spune executivul. Dar a înțeles cineva dintre consilieri că s-a mărit taxe și impozit la lei? Dar asta vreau să întreb, ați înțeles cineva că ați mărit taxe? Înțeles cineva? Noi am votat pentru mărirea taxelor și impozitul la lei. Și foarte grav, o mărire foarte grav, deci mare. Eu, da, domnul președinte. Ce, domnul președinte, da, am votat cu procent de 0,2%. Acum să fac calculele conform acestui procent, asta nu mai e treaba mea, ca și consilier local. Stați un pic, domnule Costea, n-ați votat cu 0,2%. Vă spun, mă contrazic. Așa am avut discuția, domnul secretar. Dacă s-a... Domnul, vă contrazic. Chiar tu ai întrebat dacă s-a mărit taxele? Nu, asta nu s-a mărit. Și s-a spus că 0,2%. Cu excepții la gunoi. Da. Taxa de da. Da. Vreau să spun. Dar m-am pic clădit. 0,15%. Ce înseamnă 0,15%? Nu, la ședința anterioară. Ce înseamnă? Explicați-mi. Vine doamna Climbeci. Dar avem expunere de motivă primară. Cum spune? Să nu știu ce să e o problemă grave. Păi trebuia să ne explice atunci. Când a fost soară, deci doamna nu era aici. Domnul Bungu, dumneavoastră știți ceva de chestia asta? Da. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule, noi am primit dosarul cu impozitul taxei din 2018 și în decembrie. Dar dosarul este atât de încălcit și are 560 de voi, încât sunt și contabili care nu-l pricep. Dar de cum noi, care niciunul din noi nu suntem contabili. Și atunci, eu personal, l-am întrebat pe domnul președinte Ichim Sorin. Domnul președinte, aceleași taxe? Au spus, da, aceleași taxe, cu excepția la gunoi cu 0,4 în loc de 0,3 și la budo excavator, că se plătește de la plecarea din, de la dezlocarea lui din garaj, până la întoarcere, timpul respectiv. Așa s-a discutat. Nu este nicio discuție. Acum, dumneavoastră, ați fost de față aici. Vă rog frumos să citiți procesul. Domnul Sărăjiu. Și pe acest considerent am votat pe anul 2018. Dar mă întâlnesc acum 4 zile în centrul Livez cu tata lui domnul consilier Ursu. Un om foarte consecat, ca de altfel și așa, o clipă. Și mă lua la întrebări că de ce am mărit impozitul. Zic, dar n-am auzit de așa ceva. Deci asta vă spun pentru că atât am știut, atât am făcut. Iar vina este a contabilității, nici a primarului, că nici el nu e contabil, în care trebuia să spun așa. Se măresc impozitele și taxele cu 20%, având în vedere cutare. Nu scrie așa ceva în dosar. Uitați, dosarul e acolo. Domnul Lungu, vă mulțumesc. Lăsați un pic, doamna Lenuța, să ne
ne explice ceva cu noi. Nu păi dacă ne explica atunci, altfel era votul. Deci v-a fost explicat foarte clar în expunerea de motive. Scrie îngroșat și scrie foarte clar. Propunere. Potrivit codului fiscal sunt limite, deci minime, maxime, iar cele maxime pot fi majorate cu 50%. Noi eram nici măcar, noi eram la limita minimă, minimă. Deci în lege, deci noi am făcut o propunere. Dumneavoastră puteați să propuneți mai puțin sau mai mult. Materialul v-a fost prezentat, v-a fost trimis, deci mai mult de atât. Asta aștept dumneavoastră, dar contabil. Dar n-am primit. Dar noi nu suntem contabili. Dar și am dreptul, deci în expunere este prezentat foarte, foarte clar. Cu text boldar. Așa, dar de ce n-am? Am înțeles. Deci eu mai mult de atât n-am. Eu am dreptul pe primar să cred și pe cuvânt. Nu? Eu și n-am crezut pe cuvânt. Așa se poartă, domn secretar. Așa au zis și băieții. Deci, codul fiscal dă posibilitate, da? De exemplu, la impozit pe teren, da? Există o limită. Nu avem codul fiscal, ca să citim, doamne. Păi, domnul Lu, codul fiscal este publicat pe internet, da? Să știți că îmi pare rău că vă spun. Trebuie să veniți cum ar fi, da? Acum aș să spun, băi, consilierul, voi n-aveți codul fiscal, nu știți. Uite și o mare cu cutare, uite, cu cutare, cu cutare. Domnul Lu, sunteți for legislativ. Internetul este disponibil. Și mai critic încă un aspect. Cu părere de rău. Dar eu v-am prezentat. Ce n-ați înțeles? Doamnă, ce ai prezentat ma ta e pentru nivelul ma ta. Pentru specialitatea ma ta, nu pentru specialitatea mea care e electronică. Este adevărat. De ce? Pentru sau specialitatea domnului Alin, care e silvic, sau al domnului... Mă lăsați și pe mine să vorbesc altfel, nu am înțeles. Noi trebuie să știm că la ședința de stabilire din impozite și taxe, care este cea mai dificilă ședință din cursul anului, trebuie să ne explicați. Și încă ceva mai critic, pentru că dacă ne uităm în toate dosarele, avizul e spunerea de motiv. Îți trasă la Xerox, numai când scrie aviz, din poate scrie spunerea de motiv. Sunt aceleași cuvinte plagiate. Păi ori vă faceți meserie, ori nu spuneți-mi... Deci, domnul, eu fac meserie, am pare de 20 de ani, nu de un an, doi. Codul fiscal nu poate fi votat fără să fie citit. Deci faptul că sunteți foarte educativ, trebuie să citim. Nici eu n-am. Dumneavoastră v-ați mărit salariul conform legii. Nu, eu nu mi-am mărit nici. Și luați banii de la cei care n-au niciun fel de salariu. Deci îmi pare rău, cei care n-au niciun. Este o ascuțire alături de clasă. Domnul Lungu, aici ce faceți? Intrați în colegiul. Hai să nu uităm în direcție un banc. Domnul Lungu, dumneavoastră. Deci dacă luați așa și dumneavoastră luați bani tot de la cei care n-au niciun venit. Ca să luăm pe românești. Deci eu nu știu ce s-a discutat în ședință, deci aici spune clar, propunere, da? Scrie limită minimă, maximă și o propunere. Dumneavoastră puteți să propuneți mai puțin sau mai mult. I-a spus domn primar treaba asta? Da, scrie negru pe asta. Doamnă, deci i-a spus-o pe doamnă, dar primarul se... Chestia asta o înțelege și un copil cu clasa a 8. Nu știți așa cum vreți dumneavoastră. Dar eu nu cum vreau eu. Eu v-am prezentat un material, dumneavoastră... Și mai spun încă ceva azi. Am venit în coace și m-a luat la un administrat la întrebări. Ce anume? De ce casierul nu reduce, nu acordă bonificația din 10% la impozite și taxe? Nu există în dosar, ia citiți dosarul. În patru locuri scrie. Am zis că nu există să nu dea. De ce conmoționați cuvintele mele? Deci faptul că bonificația scrie conform conținilor la 10%? Domnul Sulujiu, deschideți un bărăt care scrie 10% reduce la impozite și taxe. Și arătați că nu s-a întâmplat. Nu faceți doamna de nici cu 6 baterie. Nu se nu se deiază dacă așa și e schitanța automat. Ce schitanța automat? Adică... Deci eu să înțelege, nu... Noi am așat în lume să intrăm în discuție. Deci eu v-am zis, cine avea de rămâi, eu aici am fost, m-am plecat absolut nicăieri, deci putea să veniți să mă întrebați. Deci nu era nicio problemă. Deci eu nu vă contrazic. Că nu ați făcut treaba, dar nu mi-a fost trimisă pusă la dispoziție aceste baterii. Aici vreau să vă spun și vă fac dovada plicului primit cu nu știu, nu este ștampilat. Eu l-am primit după ce nu am nicio ștampilat poște. Nu știu, mi-a fost ascuns. Eu vorbesc din cazul meu. Eu nu am fost informat. Domnul, vă arătăți către așa, uitați, verificați foarte bine unde este ștampilat poște. Uitați. Deci dacă am ștampila poștei, dacă eu am vă confirmare de primire, știți, să vă arăt un plic, este din omul în ședință unde este confirmat ștampila poștei. Uitați-o!
Ei, cum se poate că acel plic nu mi-a ajuns? Să ne duc în eroare! Aveați datoria să veniți 2 ore înainte de ședință, să consultați dosarul de ședință. Domnul, vă mai spun așa, ce alta am fost cu oriunea sau dumneavoastră? Eu în primărie. Dar, în primărie și unde să duci comisia? O să fie în primărie, e bani la așa ceva. 58 milioane pentru președintele comisie. În comisia de buget finanțe nu s-a întâlnit nimeni pentru obicei de fiecare ședință. Ca să spun, domnul Coată, mai când duci în eroare, nu mă asemnesc să spun cu pro... Dacă puteți intra, domnul Coată, să că în comisia de specialitate ați votat pentru modernizarea centrului civic, iar la vot, de ce ați răspuns? De ce, domnul? Ca așa mult. Ați văzut foarte bine de ce vrea domnul Coată. Este ales viceprimar, dar așa vreau să le sping, pentru cât mărește taxe și impozite, să se facă salariul dumneavoastră. Și se, îmi pare rău să spun, suntem conduși de șofer, iar în partea dreaptă stau cu șăleajul. Ca să vă spun dovedit cu, păi dacă tot am ajuns cu un articol de deșteptarea, hai domnul, lăsați-o domnul, domnul, ați făcut aici vizită din costul. Stați un pic o dată, în deșteptarea, unui domnul primar care este ținut aici, se poate vedea, se poate vedea, unde este primită a doua condamnare definitivă. Domnule, să țineți aici, a doua condamnare definitivă, care trebuie să facă muncă în folosul comunității, trebuie să se ducă să facă cursuri de reabilitare pentru integrarea în societate, adică omul ăsta este un pericol public. Poate merge și nu știți. Păi trebuie să meargă. Dar ce caută primării, bă? Ce caută? Păi nu face cifre. Domnule, ați făcut reclamație la prefectură? Nu, nu, domnule, nu fac reclamație la prefectură. Ați primit răspuns. O să mă adresez pentru... Aveți... La dosar, deci o să fac... Cum am vorbit sus, mă scuzați. Deci o să fac o plângere penală de abuz în serviciu. Abuzat de taxe impozite, că eu plătesc, domnul Coacă, știți ce plătesc eu anual? Păi n-am venit, domnule, că dumneavoastră nu aveți nici găină, dacă normal. Normal, s-a trebuit să-l tai. Păi n-am venit, știți, cât plătesc impozite? Eu dau pe 3,40 milioane la primărie. Și mă doare inima când stă un pușcăriaș și ia bani. Cu condamnă două condamnă. Că noi n-am fost informat. Domnul, vă adresez că noi, eu în fiecare și la ora 9 și vă confirmă domnul secretar. Păi și de ce nu mergeți la poștă să întrebați de ce la ora 9 eu mă prezint aici ședință când nu v-ați întâlnit niciodată. Veniți doar cu procesul verbal și semnați. Și de ce semnați? Și de ce semnați? Păi nu l-am semnat eu, scuze, dar m-am semnat. L-am și spus. Păi nu n-am fost favorabil? Păi iau, vedeți, uitați-vă procesul verbal. Și vă să vei nu cu 2 ore înainte, cu 20 de ore înainte. Dar vă, vreau să vă spun, materialul. Înțeles. Ca să vă mai spun, materialul pentru acea ședință este aceeași problemă. Poate să o confirme domnul secretar. Deci nu sunt gata nici în actual. De bea acum le-au fost puse. Păi cum credeți că noi 6 punctele pe ordinea zi le putem face în 2 ore să citim toate dosarele astea? Cum facem, domnul Coacă? Sunteți specialist, bă, că în șoferii nu l-am. Cum faceți? Puteți să-mi dați și mie explicație? Cum puteți să citim? Păi nu, domnule, păi dovedesc, păi dovedesc faptul. Da? La fiecare vă dovedesc faptul cum sunt trimise. Deci nu suntem, primim o adresă, că trebuie să ne prezentăm la ședință cu 5 zile, iar conform legii, cum spune legea, cu 5 zile trebuie să ne pună la dispoziție toate înscrisuri și materiale pentru ședință. Nu ne le puneți, că nu vreți să știm. Și noi nu putem în 2 ore, fiindcă aveți mașinăria de vot, de bandă rulantă, tot ce poate, voi nu aveți. Vă vadă că nu știu ce am votat. Să votăm guvernul, da? Da, guvernul. Deci asta, Foarte? V-am răspuns sau... Corect. Deci nu am nimic de obiectat la angajat. Deci nu are nicio problemă. Să nu se înțeleagă greșit că avem probleme cu angajații. Nu ne vrea să ne ducă, ne duce în eroare executivul. Nu angajații. Nu angajați, angajați să fac treaba. Și vă dovedesc că angajați să fac treaba, iar nu știu cine ne trage. Uitați ce adrese ne dă, că nu știu, nu înțelegi în ce scrie aici. Uitați, dacă puteți să începeți ceva cu el. Păi nu-i problema mea. Păi dacă eu nu știu. Dar nu trebuie la semn, faci una originală. Și o semnați una originală. Domnul Zorgiu, nu? Concluzia... Concluzia? Suntem dezinformați, domnule, lăsa. Suntem dezinformați, ne ducem eroare ca să nu știm nimic, ne trimis în scrisurile după ședință, mergem pe cuvânt, că asta e viața, trebuie să mai mergi și cu cuvânt. Dacă nu avem și cuvânt, dar cuvântul mi se pare că ei n-au cuvânt. Ei doar își păstrează posturile, își măresc salarele, își angajează pușcăriași, pe... Ce este avem în comună noastră? Cum ne vezi? Acest om care a fost demit pe ordine privei, care se vede că este a doua condamnare publicată în deșteptarea, eu nu spun eu de la mine, care a prejudiciat
cu 42 din care a fost suspendat 4.200.000 anual, care fac dovada, și doamna Lunța poate să mi-o confirme aici, câtă datorie are din urmă acest primar care este condamnat? Vă spun eu. Aia e asociația. Asociația care el a fost condamnat. Păi el a dus prejudiciu. Deci a luat 4.200.000 și nu numai că nu și-a plătit taxele de... Deci acum noi ăștia crescători de animale care el îi agresează verbal și îi amenință că el este președintele asociației și vezi că face el. Și el vine cu datorie de 700.000.000 de euro care nu și-a plătit datoria. Se poate vedea. Se poate vedea. Iar ăștia crescători de bună credință își plătesc la zi toate. Deci datoria asta vine din urmă, care crește anual undeva la 300.000.000 numai majoră. Ați luat măsuri, domnule Coacă, că de asta sunteți puși acolo. Ați luat măsuri? Dar nu asta am luat când erați vicitimat? Da, domnule, am luat, că de asta am făcut sesizare și de asta-i condamnat. Da, domnule, am luat. Am luat, domnule, măsuri și am adus și am dat la crescători de animale. Nu mai dau la hoț, ca să ia 4 luni. Conform cu scrie în ziarul, domnule, eu nu vorbesc din scrie în ziarul ăsta. Deșteptarea, cred că doamna asta care și-ar fi, își susține, nu? Deci scrie clar, deci cât fura. Și dovadă, domnule, vă lăsați urmă, cât urmă. Nu, dar trebuie să spunem dacă tot am ajuns, că suntem tuși în eroare. Nu decât pe angajați. Deci să înțeleagă, nu angajați, să fac treaba. Să nu mai băgăm pe angajați. Nu. Executivul face ca să noi să nu știm. Ei se poate smări salariile. Păi de ce? Domnule Coacă, vă mai întreb o treabă. Dacă tot ați măritat și impozit, ce vreți să faceți cu banii ăștia, domnule? Dar ce e, domnule? Dar dumneata ce ești? Dar ce ești dumneata, domnule? Dar de ce e votat? Domnule, v-am spus din eșuită de cauză, fiindcă n-am fost informat care vă dau dovada și îmi retrag votul. Am dovedit. Mergi la poștă și de ce? Domnule, nu merg la poștă. Nu, domnule, nu mă duc la poștă, că nu s-a angajat cu poștă. Domnul Coacă, să-ți mai spun, domnule, dacă nu să fii pe șofer, nu mă duc la poștă. Poșta are datoria să mă informez, să mă duc acasă. Domnul secretar a trimis, care-i problema? Domnule, vă mai spun o dată că a trimis domnul secretar. Ce a trimis domnul secretar acum? Așa cum? A trimis doar numai pe 3 ore de zi. Ne-a trimis cu dosarul întreg? Nu erau anumite documente. Și din ce nu se promite domnul? Domnule, ca să terminăm discuția asta. Hai să terminăm discuția asta. Să terminăm discuția asta. Concluzia generală e de 5 cuvinte. Nici primarul nu a știut ce a făcut contabilitatea. Vina toată este a contabilității. Și nu mă întrebe. Vedeți că vine acum reducerea de personal și vă pun pe listă să vă fiți, vă scoate în funcție. Aveți grijă, vine acum reducerea de personal. Bun, nu ne trebuie trei contabili la mine. Dar de ce mă întrerupe? Măcar ai civilizația, că suntem vecini acolo. Ai civilizația asta, măcar. Vina este a dumneavoastră. Ce mai tot dată nu? Uite așa că și cu de bani cu care pleci matale la fiecare lună din primărie. Uite așa de mare! Deci concluzia generală este că nici primarul n-a știut că ce-a făcut domnului sale în dosar. De aceea omul de bună credință a semnat dosarul. Și nu i-a fost dosarul. Iar când vin cetățenii și fac scandal acolo, păi consilierii, nu consilierii, contabilitatea, uite o acolo îmbrăcată la... Deci, măcar, domnul Lungu, ca vecin, eu v-am respectat din totdeauna și dumneavoastră îmi spuneți mie, deci dacă vreți să știți, eu am sigur, dacă sunt în instituție, dar eu mi-am făcut datoria de 20 de ani și vă demonstrez. Dar faceți-vă datoria corect. Vă fac datoria foarte corect. Bine și spuneți la astea care spuneți că-s proști, dar așa spuneți contabil. Deci, îmi pare rău. Nu este adevărat. Nu că eu am vorbit cu domnul Lungu, ci eu a venit la mine, i-am spus că... nicio vină. Nu ei măresc tață și nu să înțelege. Deci nu mai acuzăm pe ei, că nu îi acuzăm degeaba. Deci îi acuzați degeaba. Degeaba. A avut expunere motiva primarului, care spune foarte clar că îi măritați și impuse. Dar a vrut să fim dezinformați neprimirea documentelor care și poate face parte, că și face parte din subiectiv. Pare să nu doare, el face parte din subiectiv. Și l-am întrebat și spune că el a măritat. De ce l-a măritat seara cu ce mai trece? Eu nu știu. Că s-a măritat să-l dă bucoacă. Nu știu, domnule, doar executivul care face parte, unul și cabe cu acă, nu pot să vorbesc de altă persoană de față. Am făcut un bine
că legea vine de sus să se reducă cu 16%. Cu 16%. Și noi n-am vrut să o reducem, să o schimbăm la fața lor. Dar ei s-au ca și-o mărit. Domnul Rundu, domnul Sturgiu, în concluzii, deci vreau să spun, de dragul meu, pentru dezinformare, nu a curs angajații primăriei și-au făcut datoria, doar executivul, prin informarea noastră. Deci depun la poștă, nu știu dacă sunt mână cu poșta, dar v-am dovedit plicul să vedeți clar. Nu știu, eu n-am ștampil, ștampil nu am plăcut. Da, deci am trimit după, când am aflat asemenea asta, că am plăcut și am discutat cu doamna Timurie și am discutat și am întrebat-o de ce s-a măritat și a spus că așa este, eu am zis că am primit și vreau să le văd și să dovedești faptul că poșta nu m-a mai pus ștampila, că nu putea să-mi pună ștampila după ședința, adică în ianuarie, nu putea să-mi pună. Păi, atunci făceam dovada, dar dovada se vede, nu? Deci este plicul aici, se poate da la expertiză. Dacă nu este original, se poate da face orice. Deci, nu am mers de încredere, spunându-le, executivul care face parte și coacă, el nu recunoaște că face parte, el nu știe, n-a votat, nu știe ce cu el, e doar șofer. Dar el e vinovat așa coacă. Așa? Că s-a mărătat și cu el, nu știe nimic, dau vina pe angajat. Impunerea este executivul, își face taxe și impozitivitatea executiv, și atunci angajatul primării raportului specialitate îl fac în funcție de expunere de motivă a primarului și a executivului să se înțeleagă. Iar ei nu ne trimit înscrisurile și materiale să fim dezinformați. Și asta pot să confirmă toți consilierii, chiar dacă au votat consilierii, dacă ei știu ce ceva. Dar nu știu din cauza votat majoritar. Păi dacă știu așa ceva și vă rog să-i întrebați de așa ceva. Deci ce domn președinte. Nu s-a ieșit cu nimic. Puteți întreba nominal pe fiecare consilier, care o știu și care nu știu. Puteți întreba. Domnul Gine, domnul Iarău. Da, ții subiectul care vreau să spun. Așa, așa, dacă eu cu o singură complexare, de faptul că zici că nu s-a modificat nimic la impozit, eu cu un simplu exemplu și atât. Dar la o singură... Nu. De la o singură persoană. Nu are. Taxă pe o singură persoană. 2017, acolo de 200... 259, 2018, 338. Deci diferența de 110 lei, 1.100.000 vechi diferență. Asta nu sunt să zic că nu s-a modificat nimic. Ținând cont asta ce s-a modificat, pensii, nu, pardon. Roiul de la 370 la 40. La 4.000. Deci asta care a fost informat și spus atât. Da, domnul Bătea, mai vreau să spun. Dar două cuvinte vreau să vă spun după toată nebunia asta care s-a întâmplat astăzi. Domnilor consilieri, iată, avem o perioadă bună de timp de când în ședință de Consiliul Local, în loc să discutăm probleme care țin de ordine de zi, repetăm de fiecare dată că nu mai bloca părerea consilierilor. O secundă. Repetăm de... Răspund la ordine. Hai, nevasta acolo. Domnul, nu mai liberă. Deci, repetăm de fiecare dată de aceleași discuții. Lucruri neregulă care se întâmplă în comuna noastră, dar mai probleme care nu, vă rog frumos să mă lăsați voi. Nu și tu. Lucruri care se întâmplă aproape zilnic. N-au nicio vină salariații că noi, n-am înțeles. Până la urma urmei propunerea de mărire de taxe, voi n-a făcut-o, a făcut-o primarul. Noi aveam datoria ca să ne informăm. Revin încă o dată. Aveam datoria să ne informăm. Da. Nu suntem contabili. Lăsați-mă să vorbesc. La cine să ne informăm? Deci nu suntem contabili la acum. La cine a făcut-o să face alte propuneri? Da. Deci, o ședință, o ședință în 5 consilieri aceasta și nu ținem cu... Dar dați-mi voie să-mi continui cuvântul, pentru că ideea este următoarea mea. Nu am chiar vreau să... Deci, de fapt, ce vreau să spun, domnul președinte? Dar nu înseamnă că am dezinformat. Nu, dar am și spus. Sau nu mi-am făcut eu. Am spus-o clar. Deci eu am fost amuzat. Adică sunt persoane, dacă au ceva personal, e partea... De fapt, în final, ce vreau să spun, domnul președinte? Vreau să spun în felul următor, că... De 2 ani de zile ne confruntăm cu tot felul de probleme cu Consiliul Local. În finalul discuției mele, asta este următoarea. Cine are interesul să țină comunale vest în situația de fapt în care ne aflăm noi acum? Cine are interesul să creeze starea asta de nemulțumire, nu numai în rândul Consiliului, ci în rândul populației? Johnny Crăciun, am avut posibilitatea asta toamnă, era o oportunitate pentru comună ca să-și aleagă un nou primar, că așa era normal, dar nu s-a... Deci, nici pe departe nu vorbesc de primar, nu de persoană. Din nefericire pentru comuna asta, în afară de toate rările care s-au întâmplat,
ați adus în conducerea primăriei aceeași persoană, plătită cu bani destui, da. Așa, ori este neregulă. Este anormal să se întâmple ce s-a întâmplat, le vezi aici. Pentru că avem cameră de filmat și ședința de Consiliu vede și altcineva care trebuie să vadă, fac un apel la forurile de conducere de la nivelul județului și mai departe, că o să citească, o să vadă toată lumea. Urgentați alegeri locale cu comunale, vezi. Exact. Se întâmplă atâtea lucruri neregulă, trebuie să stopăm o altă nebunie asta. Asta nu se mai poate. Asta vreau să mai comentez și eu. Și apropo, scuze-mă, dar mă așteaptă, sunt destul. Nu mai îndimeniți angajați, pentru că nu nimeni. Doamna, deci, veniți la noi, vă informăm, nu este nicio problemă. Domnule, doamne, ce vă dă exemplu? Deci, ideea e că trebuie aplicată legea. În afară de asta, n-ai cum să ieși din ea, da? Iar banii se duc în conturile primării și se duc în conturile noastre personale, niciun leu. Doamna, deci mărirea taxelor, dați foc tot dumneavoastră, a făcut un executiv. Și asta ați executat ceea ce face, față dacă nu mai e. Deci, și o limită minimă și o limită maximă. Deci, și se stabilesc între limitele astea, atâta tot. Vă mulțumim, doamna Dirimit. Noi vrem a fost minimul cel mai de tot. Nu a fost minimul. A fost minimul minimului până acum. Cu minim, dacă cea mașină a venit după 7 milioane și eu dau 9 aici. A fost, a zis minim. A fost minim. Deci, iar acum, acum anul ăsta, s-a lăsat. Mai ce m-a spus? Ce eu spun? Vreau să dau și eu. Eu ce propun? Poate neștirea sau neinformarea. Propun ca în următoarea ședință, întocmim un proces, un nou proiect de hotărâre, pentru toată și impozitul și pentru aducerea... Da, dar mai e o problemă, cei care au plătit... Nu contează, care au plătit, le dați pentru anul viitor. Ce problemă? Rămâne pentru anul viitor. Se poate. Deci dacă suntem de acum... Nu știu dacă e... Bă, dar e suficat cum se poate face chestia asta, nu după ce face... Noi facem 5 consilieri, facem un proiect de hotărâre, ce să nu fie legal? Deci asta vedeți din punct de vedere legal? Dar cum să facem? Ei noi să facem directul și juristul să-l spun. Dar nu juristul la ordinea de zi. Dar nu juristul. Deci noi am plecat ceea ce mi se dă. Deci... Hai spune, dar nu ce am înțeles, poate face asta. Dacă e posibil să se poate face legal. Dacă e posibil și legal. Și legal, poți să continuăm. Nu, poate vreau să mai folosiți executiv și să mai folosiți că ați propus o dată ce oameni suntem chiar în plan. Păi face domnul. Păi da, ce pot? Face domnul, face un proces de pas. Deci să rămân la votul nou care îți ține acolo. Deci noi am ce spune și legea. Ce poate e legea? Suntem plan. O să ne ținem. Fă-o trebuie frumos să faci. Nu mai fă-o așa. Fă-o cum trebuie. Păi zis că voi 5 consilieri. Păi o să facem 5 consilieri, dacă înțeleg majoritatea, că voi majoritatea aia, care mi-a dat, nu votați nici modernizare, ce nu, ci nu votați să avem apă în comun. Și apropo, vreau să vă mai întreb o dată. Nu cumva este în conflict de interese domnul ăsta Crăciun? Crăciun Johnny? Că tractorul sunt al lui. Mă întreb cine face. Și am și poză care vă pot pune. Să o vedeți poza, ca să nu zici că vorbesc. Vedeți tractoarele. Ca să o puneți așa. Ca să vedeți cine face. Ce firmă ne face nouă de zi pe zile? Explicați-o, domnule Coacă. Mergeți să întrebați primarul. Da, uite, domnule primarul. Dar ce să te uitați aici, domnule? Uitați și filmați tractorul primarul. Care este ce? Domnule, vă întreb. Eu nu știu. Vă întreb, sunteți cu cine ați încheiat contract de 10 pe zile? Întrebați-l pe cel care a semnat. Și dumneata ce face aici? Păi nu trebuie să știm public. De ce ne ascundeți, domnule? De ce ne ascundeți? Spuneți. Ne ascundeți fiindcă furați banii primăriei, îi spălați fostul primar, utilajul dumnealui? Dacă de era dumneavoastră, ce se făcea de zi? Nu știu, dar tot comitul. Nu știu. Păi el baga știu tot comitul, dar el era primar. El își făcea. Eu nu mai puteam, dar era vice primar. Eu am ținut frâu cu tatăl să țin. Majoritatea e majoritatea. Ați dorit cu noi, ați dorit toate. Am înțeles toate. Hai să trece la vot la urmea de... Asta ne puteai da un răspuns? Cine face? Nu știți, nu? Nu știți. Să trecem la urmea. Deci primarul... Nu mai la vot, avem la teoria. Fiecare consilier, compartimentul, consiliul local, să sprijinim noul primar, având cazierul alt, să-l ajutăm în toate problemele. Dar partea contabilă care e vechea moștenire nu-și face datorie. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul președinte a supus la vot procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru, vă rog frumos? Adrian, cine este pentru procesul verbal la ședința anterioară? 1, 2, 3. A spus că eu retrag votul? Da, la ședința anterioară. Așa votez, retragerea votului. Așa. Deci, cum? Ce am consemnat? Gabi. Eu n-am văzut. Chiar ții, tu ești în grupul cealaltă. Ne-am luat așa. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Știu, domnule. Nu-i găsim motive consemnării din procesul verbal. N-am niciun motiv. Dar eu am să mă accept, fiind că este una... Care să vă cine? Aia e altă problemă. Trecem la ordinea de zi. Abținere așa, surugiu Daniel. Abținere. Bursul Gabriel. Da, cu bursul. Ursul Gabriel. Avem și un invitat aici. Chinez Claus. Salut, domnul Zabal. Au rămas nouă. Și bugetul se aprobă cu 2-3. O căzut aprobarea din ședința anterioară. Au rămas nouă. Nu, domnule, 11 voturi pentru. Au fost 11 consilieri. Dintre ăștia 11, 2 s-au retras. Au rămas 9. Și-au plicat proiectul... Adresa de finanță. 11! Ia vedeți! Au fost 11 și din 11 au plicat 2. 16 ani nu pui. Adică nu trebuie să știi nimic, fraie, nu știu că să știi nimic. Și cât privește bugetul, nici eu nu l-am votat. Eu l-am votat în forma veche, nu în forma nouă. Iată că au rămas numai 8. Dar nu-s 2-3 în cât prevede legea. Doamna... 13 au fost domnul. De unde au fost 13, domnule? Păi, doamna Giorgio a observat motivat și cu domnul Ursu. Da. Deci, din 15 am dat 2 jos, 13. Așa. Da. Hai să ne uităm. Nu, eu mă refer. Dar scrie în dosar, 11 prezenți. În dosarul vechi. Da, aici scrie 13, domnul... În dosarul vechi, dacă l-aveți, aici evident. Din 11 consilieri... 13. 13 scrie. 2 voturi, da. Bun, am greșit eu. Deci, acum procesul verbal s-a aprobat cu 11 voturi. Și atunci, 1, 2, 3, au rămas 10, 2, 3. Da, 2, 3. Nu, nu, nu. Dar stați un pic, mai vreau să vă duc. Asta e procesul verbal, mai în ședința trecută. Mă rog, măi, procesul verbal, hai să ne lăbuim. Procesul, să vă înțelegem. Alo? Domnilor, procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Veronica nu a semnat. Cum e să voturile? Că nu înțeleg. Păi, 1, 2, 3, 4, de într-un vot. Păi, e vorba de procesul verbal la ședința anterioară. Da, și mie mi-au ieșit 10 aici. Deci mi-au ieșit 10. Păi, un votat... 13, da. Da, măi, dar noi am votat procesul verbal, nu ce am ce conține procesul verbal la ședința anterioară. Rețele școlare pe raza Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2018 și 2019? Da. Da, domnul. Nu. 6 cele 6 puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, ADIP, aferent anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 43 din 26.11.2010, privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă uzată în județul Bacău, conform modificării și completării ulterioare. Și 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Salubrizare Bacău a venit anul 2018. Și mai avem aici un proiect numărul 6. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii, închirierii, contracte de delegare prin concesionare a gestionării serviciilor de operare și instalare pe deșeuri și în județul Bacău. Nu știu despre ce este vorba. Abordat de niciun. Da. Cele 6 opții de aprobare de zi, supuneți la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este pentru aprobarea acestei ordini de zi? Este cineva împotrivă? Adrian? Nu este pentru. Adrian? Nu este pentru. Vorbesc cu tine. Ești pentru? Da. Voi vorbim cu mine. Da. Păi nu citeam proiectul numărul 6, că s-a zis că diferit cu ce scrie aici. Asta citeam, proiectul numărul 6, voi cum punți. Nu știu, închirierii. Nu știam ce înseamnă proiectul numărul 6, tocmai aia. Proiectul numărul 6, la ăsta discutam. Strict care trebuie de aici, mă zic. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, suntem, dar mai făcut toate chestia. Primul punct, proiectul de ordinea de zi. Deci, asta cu 14 și da. Și trecem la primul. Hai să ne facem tot ce da, o să vă dăm 15 minute, nu știu. Mă, că nu mai punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, județul Bacău, pe anul 2017. Gabi, citești tu? Asta e... Dar nu ce să te la cine? Nu e să la cine să joc la cealaltă? Nu știi să te asta? Nu știu. Așa. Domnul, ceva modificări, domnul secretar, să ne spuneți și nouă. Deci, dacă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, au primit de județul Bacău, pe anul 2017. Nu știi ce să faci. Avem două sume primite de la Consiliul Județean Bacău și de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, pe care spune că bugetul local al Comunei Rivezi, Județul Bacău, pe anul 2017, este influențat din două puncte de vedere. O să vă dau citirea adresei de la raportul compartimentului de specialitate. Așa. Din raportul compartimentului de specialitate spune felul următor. În baza adresei 21844 din 18-12-2017, emisă de Consiliul Județean Bacău, ni s-au repartizat următoarele sume. În contul de venituri 040204, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 7.19.000 lei. Repartizarea s-a făcut în contul de cheltuieli 700220 pentru bunuri și servicii cu suma de 7.19.000 lei. În baza adresei numărul 3090 din 20-12-2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, se rectifică bugetul unității noastre astfel. La contul de venituri 110202, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunilor, cu suma de 33.000 lei, care sunt repartizați pentru cheltuielile personale în contul 6502 învățământ. Practic, aceste adrese din ceea ce rezultă din expunerea de motive și raportul compartimentului de specialitate se referă la finanțarea unor cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizații, alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora. Asigurarea sumelor necesare plății tranșelor aferente hotărârilor judecătoresc, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariale.
și sumele alocate de la Consiliul Județean, tot pentru... Tot pe trimestru. Trimestru numărul 4 de anul 2017. Proiectul de hotărâre sunt următor. Articolul 1. Consiliul local al comunei de județul Bacău aprobă edificarea bugetului local al comunei de județul Bacău pe anul 2017 astăzi. În contul de venituri 040204, sume alocate din proiecte de facate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 7.19 lei. Debatizarea s-a făcut în contul de interviu 70.20 pentru bunuri și servicii ca și așa. 2. La contul de venituri 140.20 sume de facate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunilor cu suma de 33.000 lei care sunt repartizați pentru cheltuieli de personal în contul 6502 învățământ. Influența afectează bugetul de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-2017. Așa. Acum, comisiile de specialitate. Comisia numărul 1. În concluzie s-a certificat pentru... Comisia numărul 2. Domnul Nelu. Da? Aveți? Da. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3. Da. Cu mențiunea că... Și acum vedeți că ne încălcește. Tot contabilitatea. Suma de 0204. Care știi voi din tot ce 0204? Nimeni! Suma de 02090. Care din noi? Nimeni! Iată în curte! Când scrie acolo 0204, pentru drumul, pentru lumină, pentru cal, pentru cățel, să scrie! Nu vreau să scrie! Nu scrie, domnule! Nu scrie, domnule! Ne duce din nas! Contabilitatea nu-și face datoria! Dovezi! Cine știe ce-i conturile acolo? Nimeni! Păi nu știu, dar nu știu nici ele toate, decât aia că Lenuța Tilibești care a făcut dosar. Domnul Tuduciu știi mai bine. Înainte de a intra în ordine de zi, chiar dacă am citit primul punct, am un comentariu să fac. Este prima dată de când sunt consilier în Consiliul Local în care, într-o ședință în care se discută organizarea rețelei școlare, domnul director de centru nu este aici. Întrebarea este... Nu. Avem timp, domnul viceprimar, să-l sărăm să vină să prezinte rețeaua școlară, că așa e normal. Poate nu l-a interesat, dar pe noi ne interesează. Da, ce vreau să zic chiar o dată de regulă. Uitați ce înseamnă un proiect de hotărâre. Deci uitați când a primit adrese. Deci adresa a primit de pe 18-12-2017 și una de pe 20. Deci ne aflăm la o lună aproape jumătate când pune pe ordine în zi o rectificare de buget. Și nici acum n-a pus-o ca să ne ducă în eroare, să nu știu ce face cu bani. Deci a pus-o, nu ne-a dat material, ne-a dat azi. Deci uitați, o lună jumătate au aceste adrese și n-au convocat ședința de urgență. O lasă doar numai pentru ultima zi a lunii, penultima sau ultima, pentru a nu mai face nimic. Știți cum? Venim și votăm, nu suntem informați, votăm, mașinile de vot votează și în ce fel de problemă. Păi nu, se ne bagă, dar vreau să spun că cum suntem dezinformați. Asta vreau. Cum vă întreb, domnule Coacă, de ce de atâta timp am venit adresele de la Finanțe și de la Consiliul Județean și o puneți pe ordine zi pe 28? De ce? Domnul primar este inițiator proiectului. Da, și dumneata ce ești? Păi ții loc acum. Când rămâi să ții locul domnului primar, trebuie să dai niște explicații. Eu asta întreb. Nu poți să vii la ședință, să voi să vă fufilați, să nu să pleci în culo, împreună și noi vorbim cu stelele. Domnul primar este... Deci îmi dați o explicație de ce întârziați atâta timp. De ce întârziați atâta timp? Explicația vă... Dar să ne duci în eroare, domnule, așa spuneți. Spuneți exact. Ne duci în eroare să nu știm ceea ce votăm. Nu ne puneți la dispoziție. Și domnul secretar ne poate confirma când am primit aceste proiecte. Cu două ori la ora 9 când am venit la ședință după zi. Păi domnule, credeți că eu pot să tot dosarul ăsta să-l știu așa, dar dumneata nu știi măcar ce ai făcut
mări de taxe și impozite. Eu pot să le știu toate în două ore, așa de toate. Ce faceți voi, șmecherii care faceți voi primul, trebuie să le știu în două ore, nu? Așa vreți dumneavoastră, nu? Vedeți, se pare, asta mă văd. Deci, asta vreau să subliniez. Dezinformarea către Consiliul Local. Nu vrem să știm nimic. Dar n-are că niște proște. Da, așa spune. Exact așa spun. Am auzit-o. Consiliere, da, sunt niște proști. Nu suntem toți proști, așa cum spune ei. Nu suntem chiar toți proști, din păcate. Și nu cred lucrul ăsta ce spune ei. O fost o dezinformare. Toți au o anumită specialitate. Dar tot timpul este aceste dezinformare. Tot timpul. Și uitați, uitați dacă se poate înțelege și contingea. Uitați dacă se poate înțelege. Ce cont este? A fost contactat și un director al NET. La președință. Și capra face și oa lui Daia Dragă. V-aia spune consilierul că a fost și proștii. Eu cu tăi. Ești proștii. Să pune la vot? Da, dacă nu mai se discut, să pune la vot. Da, pune la vot. Cum a votat tu, spune? Punctul 3, aici, punctul 2, treci la punctul 3, ca fiind domnul director, nu? Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adică aferent anul 2018. Domnul secretar, vreau să știți de ce este vorba, noi mai puțin. Noi suntem o dată pe lună și atunci da, o oră și jumătate. Vorba de... Și poate și dezinformați, cum o să zice domnul. Asociația nu avem ce să facem. Ne-a solicitat să, tu că suntem membri în această asociație, să aprobăm, da, să dăm bani. Să dăm bani. Să dăm bani. Adipul este asociația respectivă cu apa. Cu apa. În adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară s-a solicitat pentru județul Bacău 400.000 de lei, pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău 400.000 de lei, pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extinderea și modernizarea sistemului. Dar noi, care nu dăm niciun bani, dăm 200.000 de lei și nu dăm niciun bani. Deci 20.000 de lei, Slănic Moldova 3.000 de lei, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare de 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare 100 de lei. Iar proiectul de hotărâre. Nu, 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 spunem așa, se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică în cuantum de 1.000 de lei. Se mandatează domnul Echim Sorin, primarul Comunei Livez, județul Bacău, având calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre. Și cum am spus mai devreme, pentru județul Bacău 400.000 de lei, pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău 400.000 de lei. Pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extindere și modernizare sistemului de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 de lei, Slănic Moldova, 3.000 de lei, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, bună ziua, 100 de lei. Comisiile. Comisia numărul 1. Deci, dăm câte 10 milioane, nu? Da, da. 10 milioane cotizația noastră. Domnul Lungu, avizul favorabil. Da, nu vrei să-i dai. Domnul Costea? David. Domnul președinte, dragi colegi. Nu, domnul Costea are o mențiune la... Nu pot să vorbesc. Nu pot să nu fiu supărat pe, cu privire la adibul ăsta. Păi, domnule, cotizăm de ani de zi la adibul ăsta. Nu sunt împotriva asociației. Eu sunt conștient că, printr-o formă organizată, comunele au de câștigat. Și dacă noi nu avem apă de 2 ani de zile, dacă nici astăzi nu am apă, pentru ce cotizăm mai acolo? Cu cine ajută pe noi această asociație când noi toată populația comunei vezi unde de apă? Cu cine ajută pe noi asociația asta? În afară de faptul că facem parte din ea. Nu am apă la bloc, am avut toată iarna. Asta vara nu avem apă pentru că udăm hereșterii sau ce facem. Dar iarna de ce nu avem apă? Că o dau Dumnezeu zăpadă. Ce se întâmplă cu apa? S-a motivat, că îmi pare rău că nu este domnul vicelucrător primar aici. S-a motivat de fiecare dată că nu trece apa, în satul celălalt nu trece apa, la Scăriga și la Prăjoaia, că vezi doamne ce se întâmplă. Când nu am apă, nici ei nu au apă acolo. Da,
Ce se întâmplă? Am discutat cu două ședințe în urmă, că și cu banii care îi preluăm de la Buldo, care am închiriat la o societate care face afaceri pe comuna, pe teritoriul comunei. Vezi? Cumpărăm pompi. Nu avem pompi, domnule. Nu aveți nimic, domnule viceprimar, de făcut astăzi în comunale. Vezi? Decât să vă ocupați doar de apă. Alte activități nu aveți să le vezi. N-ați făcut nimic, domnule. De 2 ani de zile țipăm apă, că nu aveți drumul la Prăjoa, era început. Nu ați terminat nimic din ce ați început. Nu ați terminat, domnule. Și de ce l-am apă, domnule, atunci? Păi cum adică? În situația respectivă, nu sunt împotrivă să nu plătim adibul, dar dați domnule apa la o societate care să ne dea apă, că nici mai interesează pe mine că plătesc un leu mai mult la tona de apă, când eu n-am apă deloc. Domnul Vasile, asta face domnul primar acum. Care domnul primar? Domnul primar de Sorinchi. Ce facem? Ei cu domnul... Și de ce a venit aici adibul? Această societate să ne dea niște explicații aici în ședință. Să vă uite, domnule, din cauza asta care dau, vă promit eu că vă dăm apă. De ce ai venit aici niciodată un reprezentant al acestui succes să ne spună și nouă niște lucruri de pe care să le înțelegem și noi? Nu avem altceva de făcut în comunal, vezi, decât apă, și nici apă n-avem. Da, vă rog, domnul președinte, să-mi dați cuvântul. Susțin cu toată tăria intervenția lui domnul Dan Costea, pentru că, într-adevăr, nu avem apă, o ducem cu ulcica. De unde o găsim? Da? Ce facem cei care ne iau cotizații? Și ca asociația din dezvoltare. Care dezvoltare? Că de când ne-au luat și până astăzi nu ne-a dezvoltat cu nimic, nici canalizare, dar nici apă. Da. Eu vă spun că ce se întâmplă la nivel de județ, și uitați, și cu București, unde se face transferul acum cu probleme de aici, o să se afle mai târziu câte ilegalități mari nu ne privește pe noi. Se întâmplă cu gunoaiele și cu apa în România. La televizor au spus că cele mai mari hoții se petrec cu gunoaiele. Asta este adevărul. Deci, nu avem apă, așa cum a spus domnul Sărbia. Eu aduc apă cu mașina de la Ciortea. Dar plătesc aici și mărită. Pentru ce? S-a făcut iadul de pește, nu să facem captări pentru apă. Așa să spunem mai bine, de asta nu avem. S-a renunțat la proiectul de 1 milion de euro, la o captare de apă și s-a făcut doar numai una. Pentru că face fostului primar iadul de pește, care se dovedește că e acolo, nu trebuie să spunem noi, în concluzie că n-ați avut pompe. Este o mare prostie, o mare, cum să vă spun, organizare. Păi domnul, și nicio problemă, domnule, să aveți 2-3 pompe, întrucât aveți, vă spun eu, 10 miliarde de euro la bunuri și servicii cheltuieri. Pe ce ați cheltui banii ăștia? Puteți să ne spuneți. Cum se poate o instituție și eu ca gospodarul comunii, dacă îți fac un hidrofor, pun imediat alta, o instituție, este problema de 3.000 de lei la o pompă? Să nu mai ai o pompă? Dar vreau să vă mai întreb, domnule, acum, domnul, lasă că știu eu, să vă întreb, ați făcut ultima revizie la această instalație de apă? Când ați făcut ultima revizie și cu cine? Păi, vedeți? Și atunci cum să nu cadă pompele dacă nu se fac revizii? Sau n-ați auzit așa ceva de revizie? Dar vă spun eu care au utilajul instituții fac. Deci mai grav este, noi avem cu doi excavatori și nu avem un angajat, nu avem un angajat al instituției. Domnul Coacă, spuneți cine conduce acest bulldozer în care sunteți în executiv? Cine le conduce? Cine conduce? Și atunci s-a făcut, cred că 200 de ore. Unde sunt banii, nu legă de 1 milion? Unde sunt banii? Nu cumva v-ați însuțit toate beneficiile voi? Nu cumva? Dom'le, bulldozer excavator, vă spun eu, are, cred că cel puțin, să puteți să-i chemați pe unul Sebastian, să vă spun Sebi, să vă spună câte ore au plus de funcționare care nu s-a dat de nimic. Spuneți că încasați taxa aia de 100 de lei pe oră, dar de fapt nu încasați nimic. Vă faceți treburile la firme private, nu încasați bani.
Executivul! Nu am ce să mergem, că puteți să chemați acum! Puteți să chemați acum la contabilitate, să vedeți cum furați bani, cum se fură bani, cum se spală bani. Da. Cum e posibil că în mandatul meu am luat burtă de excavator și din mandatul meu din 2006 terminat în 2016 să nu aveți angajat pe burtă? Nici atunci nu aveai angajat. Domnul, eu l-am cumpărat ca să angajat, că eu am plecat. Ați venit voi, ăștia, puterea. Eu l-am cumpărat. Am fost în stare să aduc un burtă la aia primării. Din bugetul de... Voi ce ați adus? Nimic. Deci ce ați adus? Furturi de bani, dacă nici măcar nu știi ce ne face DZPZ. No, no, no. Și vreau să mai spun iar, o nouă dezinformare care ne aduce. Uitați, această confirmare, deci adresa de la DIP, e venită pe data de 16. De ce pe 28 face ședință? Și nu le puneți la scoase la dispoziția consilierului? Nimeni nu are. Întrebați, domnule consilier, spuneți cine aveți, dacă aveți aceste adrese sau aceste proiecte, vreau să vă spun. Aveți cineva? Nu. Păi și atunci cum votați? Cum ați informat, domnule, puteți, știți puterea, aveți majoritate. Cum ați informat? Nu dezinformat. Dar odată se va umple. Va da să cuteală. Când am făcut, să vă spună, când am făcut proiectul, inițiat de cei 5 consilieri, care au făcut parte eu, plus eu, domnul Ghineț, Lungu Nicolae și Adrian, ați refuzat, ați zis că aveți investiții de la acest adic, care vă face apă și vă suplimentează unii, domnule, cu apa. Acea investiție care ați respins proiectul, că nu vă trebuie apă, că voi aveți investiții, sunteți prinși într-un plan. Unde, domnule, planul ăla? De a ne lua bani? Unde este planul? Exploatare. Ați respins proiectul. Exploatare, așa. Ați respins proiectul, nu vă trebuie apă. Deci nu aveți informare. Noi trebuie să facem niște proiecte ca să... Păi mi-a spus, păi domnul consilier, când a respins proiectul nou, a spus că are, domnule, investiții. Unde este domnul consilier investiția? Arătați-ne, unde este? Unde este domnul? Încă acum e buzunar. Bine, domnule. Dar la ce faci? Ce faci? La ce ai investiție? Am înțeles. Domnul... Da, cine este pentru? Cine este pentru proiectul respectiv? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Mă abțin eu. Ce să mai trebuie? Urtepții tot numai. Proiect de hotărâre privind hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza comunei nivel județul Bacău pe anul 2018-2019. Având în vedere că avem și domnul director aici de față să ne explice dânsul mai mult și de asta l-am și chemat. Prin adresa 1-2-7-2-0-14-15-2017 se arată de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău următoarele. În urma verificării propunerii de organizare a țării școlare, Consiliul de Administrație Inspectoratul Școlar Județean Bacău, întrunită ședință ordinară la data de 15-12-2017, constatând că sunt deplinite condițiile prevăzute de articolul 19 și articolul 61 din Constituția Națională, numărul 1 2001, modificările și completările ulterioare și prevederea articolului 232-242 din legea numărul 287 pe 2009 privind codul civil republican, am hotărât că se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în anexa numărul 1 la prezentul aviz. Consiliul Local al Unității Administrative Teritoriale va adopta cu celeritate o hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 în baza avizului conform, hotărâre care va fi comunicată și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. În această anexă la adresa mi s-a comunicat unitățile de învățământ preuniversitare care vor funcționa în anul școlar 2018-2019 pentru care se acordă avizul conform, și în anexa numărul 2, unitățile de învățământ preuniversitar care nu vor funcționa în anul școlar 2018-2019. În această anexă la proiectul de hotărâre se prevăd următoarele. Școala gimnazială numărul 1, satul Livez, comuna Livez. De asemenea, Livez, școala generală, gimnazială, pardon, sat Poiana, comuna Livez. Școala primară, satul Orșa, comuna Livez. Școala primară numărul 2, sat Livez, comuna Livez. Școala primară numărul 1, sat Bălăneasa, comuna Livez. Școala primară, sat Prăjoaia, comuna Livez. Școala primară, sat Scăriga, comuna Livez. Grădinița cu program normal numărul 2, sat Bălăneasa, comuna Livez.
Acesta e acea, deci practic am și citit din documentele care sunt anexate. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Livești, județul Bacău, aprobă rețeaua școlară de învățământ pe universitară în Comuna Livești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei la prezenta hotărâre. Hotărârea adoptată va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, inspectoratul școlar județului Bacău și școlii gimnaziale numărul 1 în Livești. Comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate. Acest proiect, sigur, nu vă corect, dar cred că, cred că trebuia invitat directorul școlii. Este domnul Armand, domnul director de bază. Vine? E de bază aici. Nu m-am văzut, mulțumesc. Așa, că trebuie să ne dați niște rături. Mulțumesc. Ai mai văzut cu domnului comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Mai ales că suntem cu comisia... Domnul Zeglaveț și Domnul Zeglaveț. Păi, eu ce să... Nu știu cu asta, domnul Păzeac. Eu sunt... M-ați invitat, înțeleg, să-mi puneți niște întrebări, dacă aveți niște nelămuriri. M-am invitat, domnul. Vă rog să iau încerc. Da, spune-te, spune-te de la cuvinte, zice... Vă rog să iau următoarea întrebare. Se măresc numărul de școli pe anul școlar 2018-2019, adică mai multe clase, mai multe școli, mai multe ședințe sau referitor la rețeaua școlară, aceasta este sarcina autorității publice locale, a Consiliului Local, de a stabili rețeaua școlară dintr-o unitate teritorială administrativă. Față de anul trecut, bună ziua, față de anul trecut nu avem nicio schimbare în rețeaua școlară a Comunei Livezi. Deci au rămas școala cu gimnazială numărul 1 Livezi, unitatea cu personalitate juridică, iar toate celelalte unități din satele Comunei Livezi sunt unități arondate sau subordonate. Vi s-a citit componența. Singura schimbare, singura modificare față de anul trecut este faptul că grădinițele nu vor mai funcționa ca unități subordonate sau structuri, ci ele vor fi socotite nivele de învățământ în cadrul școlilor primare, pentru că ele și așa funcționează în clădirile școlilor primare. La ore așa funcționează în clădirea școlii, grădinița, la numărul 2 Livezi funcționează în cadrul clădirii respective, a școlii respective. Deci, că până acum, grădinițele erau socotite și ele unități arondate. Erau unități școlare socotite. Atâta timp cât ele nu aveau clădire, dacă ați observat, în structura, în rețeaua școlară, apare acolo grădinița, programul normal numărul 2, Bălăneasa. Da? Ei, asta apare așa pentru că ea este de sine stătătoare acolo. Este, are clădirea ei și nu este împreună cu unitate de învățământ primar. Și atunci, asta a fost noua viziune, nu știu, că vine de la inspectorat, că vine de la minister, faptul că grădinițele, dacă se află în aceeași clădire cu școlile, deci ele funcționează în interiorul unei școli primare, atunci ea este socotită ca o unitate de nivel inferior, dar în cadrul acelei unități. Nu, noi nu avem grădinițe, la Bălăneasa 2, fiindcă nu avem școală acolo, acolo este numai grădiniță. Atunci ea apare ca structură. De asta să nu vi se pară, eu știu, să spunem suspect, că nu mai apar celelalte grădinițe. Ele sunt de nivel preșcolar în cadrul unității cu de învățământ primar. Deci nu avem, la fel, clasele, deci având în vedere că am rămas pe aceeași
organizare structurală, careția, nu au apărut și nu dispar posturi. Dar asta nu mai este problema Consiliului Local. Asta este problema de acum care ne leagă de inspectoratul școlar. De asemenea, cred că știți, ați auzit discuțiile care s-au purtat și în presă și în media, noi începând de la 1 ianuarie trecem cu cheltuielile de personal la inspectoratul școlar. Deci vom primi banii direct de la minister. Cum îi primeam până acum prin Consiliul Local, îi primeam, acum îi primim prin inspectoratul școlar. Probabil pentru a se controla mai bine cheltuielile, pentru că sau la verificările care s-au efectuat, s-au descoperit, eu știu, niște sporuri care s-au acordat ilegal și așa mai departe. Fiecare are tendința să atace cumva bugetul în favoarea propriilor angajați. Și atunci se controlează mult mai strict. Noi avem un program de salarii care este pus în operă de către fiecare școală în legătură cu inspectoratele școlare, supravegheat de minister, și atunci nu poți să mai să spui că dai un spor cuiva sau cumva să spunem, nu poți să pășești în afara legii. Trebuie, ești obligat să respecti. Da. Cam asta e referitor la rețeaua școlară. Domnul director, nu trebuie să vă pun. Cum să nu? De asta am venit. Sunteți managerul a tot ce înseamnă învățământul cu valideți. Da. Vă rog frumos să spuneți două probleme cu care se confruntă școala pe linie de administrare. Da. Păi spuneți-mi dumneavoastră, măcar două probleme, ca după aceea sunt probleme. Eu sunt una din una foarte grave. Problemele, ce să vă spun? Vă spun că sunt de ordin financiar. În ce sens? În sensul că, dacă ați citit legea 1, acolo o spune clar. Și doamna Tăcuță și împreună cu domnul Oane, care sunt membri în Consiliul de Administrație, eu, în ședințe, împreună cu domnul primar, le-am mai prezentat dumnealor de fiecare dată când am ocazia baza legală. Deci, baza legală. Noi avem o finanțare de bază care asigură salariile și cheltuielile materiale care sunt folosite pentru funcționare și întreținere. Deci, așa spune acolo. Funcționare și întreținere. În afară de aceste cheltuieli materiale, care au rămas, ele vin tot de la minister, dar trec prin Consiliul Local, mai sunt finanțări complementare. Finanțări care trebuie, tot conform legii, deci nu a voinței mele sau, eu știu, altcuiva, ci conform legii, așa prevede legea, trebuie asigurate de Consiliile Locale. Și acestea se referă la suportarea cheltuielilor de transport la locul de muncă și de la locul de muncă a cadrelor didactice navetiste. Suportarea cheltuielilor de transport a elevilor. De la domiciliu la școală și de la școală la domiciliu. Suportarea cheltuielilor pentru examenele naționale care au loc pentru clasa 8-a, clasa 6-a, clasa 4-a, clasa 2-a. Suportarea cheltuielilor pentru examenul medical periodic al cadrelor didactice, care se face la începutul fiecărui an școlar. De asemenea, tot prin finanțare complementară de la autoritatea locală, deci prin Consiliul Local, mai trebuie fonduri pentru investiții. Deci astea sunt problemele și obligațiile fiecarei unități administrative. Vrei să ai școală pe teritoriul comun, trebuie să te ocupi să îndeplinească niște condiții. Și anume, din punct de vedere a sănătății publice, deci să îndeplinești niște condiții pe care să le impune salariul, ca să devenim cu toții, și să mai îndeplinești niște condiții pe care să le impun situațiile de urgență. Adică să obținem acele autorizații la incendiu. Școlile au autorizații? Avem și noi probleme. Avem și noi probleme când se vorbește media la televizor cu grupurile sanitare. Aici e problema ce mai dar nu știți? Am văzut în presă că la noi... Bun, dar nu cunoașteți că doar sunteți născuți și crescuți aici. Ați învățat în școlile astea.
Nu ați venit, adică eu pot să spun că sunt de-a comunii care sunt din 91 aici. Și avem WC-ul în fundul curții, cum să spunem. La școala gimnazială numărul 1 Livez, la școala Oreșa, la Poiana, deci sunt câteva unități școlare și mi-i pare rău să vă spun, s-au făcut, țin minte, era domnul Costea primar, domnul Ionel, și am fost împreună cu dumnealui când am semnat pentru execuția grupurilor sanitare, cum s-a făcut în curt la liceu, la școala Livez, numărul 1. Și atunci cu toții care am fost acolo, și directori de școală și primari, am ridicat problema. Dom'le, dacă tot finanțați, dați atâția bani, modificați un pic proiectul, să facem grupurile sanitare alipite de școli, să avem acces din interior, să nu înghețe iarna. Eu știu, chiar dacă se face scurgerea într-o fosă septică, dar poți să folosești în mod civilizat un grup sanitar. Mi s-a spus atunci că astea sunt proiecte standard, că ar trebui costuri suplimentare, că e finanțare de la Banca Europeană de Dezvoltare și că nu se mai aprobă și că trebuie să le acceptăm așa cum au fost atunci. Noi am ridicat problema și am susținut, am argumentat. Dumnealor atunci n-au fost. N-avea ce să taie bani. Da. Deci asta eu vreau să vă spun. Apropo de problemele pe care a solicitat domnul consilier Costea să vi le aduc la cunoștință. Acestea ar fi problemele. Vreau să vă aduc totodată la cunoștință că în afară de câteva sume pentru decontul navetei la cadre didactice, noi nu prea am primit bani de la Consiliul Local. Păi nu o să avem... N-am făcut întrebarea întâmplătoare, să știți. Pentru că, de exemplu, mai sunt de decontat cam 15.000 de lei pentru anul care a trecut, plus în jur de 30.000 de lei care urmează pentru anul ăsta. De fapt, noi am făcut adrese și am adus la cunoștință autorităților locale. Bănuiesc că și prin cei doi reprezentanți din Consiliul Local, poate în comisii măcar, se discută aceste probleme. Eu înțeleg și știu foarte bine că sunt greutăți cu banii și la nivelul comun. Nu, cum să vă spun, noi nu avem cerințe extravagante. Dar am spus, măcar din toate astea, măcar oamenilor care fac zilnic naveta și cheltuie o grămadă de bani, să le putem deconta naveta. Că, în rest, m-am descurcat așa cum am putut și au funcționat cele două microbuze care sunt ale școlii, alături de cel care este al Consiliului Local, al primăriei. Am asigurat, de bine de rău, toate materialele necesare ca să desfășoare în bune condiții evaluările naționale ale copiilor. Copiii care sunt ai comunității, nu? Mai dau bani, domnul director, pentru copiii mai performanți, mai... Nu. Deci, să dau bani, dar să dau pentru cei care participă la olimpiade naționale, nu. Le-a sunat bine la olimpiade. Da, domnul director, întrebarea a fost făcută cu direcție. Da. Niciodată, nu, eu nu vă respect, eu vorbesc de funcție direct multe personal dumneavoastră. Niciodată n-ați venit în Consiliul Local, de când sunt consilier, am câțiva ani, să spuneți, băi, astea sunt problemele școlii, o gândi, Consiliul Local, astea sunt problemele noastre. Știți ce vă spun treaba asta? Fiindcă avem o școală de la Poiana, mă refer la Poiana ca acolo cunosc mai bine. Da, da. Începută și neterminată de 8, de 10 ani de zile. Domnul și n-ați venit cu asta. Frate, nu se mai poate, copiii ăștia sunt ai noștri, hai să încercăm să facem ceva. Intervin așa, vă las să terminați. Dar să știți că noi în fiecare an întocmim un proiect de buget pe care îl discutăm și îl aprobăm în Consiliul de Administrație, iar un exemplar sau chiar două din acele proiecte de buget sunt transmise către Consiliul Local. Au zis domnul Cumar. Către Consiliul Local. Informația și noi domnule. Consiliul Local. Nu, 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 nu
informația și până în doleată, să știm și noi. Nu mai dumneavoastră. Uitați, eu am fost foarte atent, dar niciodată nu ați prezentat discuțiile care le faceți la școală. Deci, când se face bugetul, eu am zis acum a face buget. Am adresat primarul acum, da, că ați desplat, nu trebuie să iei numele rău. Dar informativ, puteți să ne spuneți și nouă ce se întâmplă și care sunt problemele școlii, să le știm și noi. Deci să le știm la două, trei de asemenea. Și printre altele, dacă vreți să știți, așa după cât îmi mai aduc aminte, întotdeauna, deci de când s-au abandonat lucrările la școala Poiana, au fost trecute în proiectul de buget finanțări pentru școala Poiana, de vreo 3 sau 4 ani de zile, în fiecare an trec în proiectul de buget, finanțări pentru reparația acoperișului la școala Pajoaia, pentru că nu va mai dura mult și va cădea tavanele în capul copiilor, pentru că țigla aceea a fost de foarte proastă calitate și toate a crăpat, s-a măcinat. Deci am luat de pe la Nelu Stand, de pe aici am găsit, au cărat domnul Turcu cu căruța și mașina, cum au putut, și am înlocuit toate țiglele, deci vorba de sute de țigle, nu e vorba de 10-20, sute de țigle pe școala de la Prăjoaia. Și am dat cu spumă poliuretan ca să înțepenim acele și să putem să nu mai să luăm apa cumva, să nu mai curgă. Mulțumim că ați fost de acord, am trecut, de-am avut acea finanțare pentru investiții. Le-am făcut la grădinița numărul 2 Bădăneasa. Deci o sală am amenajat-o ca club sanitar, cu chiuvetă, cu cabine de WC-ul, cu apă curentă, cu, am pus gresie, faianță, parchet în restul, am schimbat și din tâmplărie. Am făcut cum am putut și am achiziționat o sopușoară din aceea, un șemineu, ca să poată să facă focul, să nu înghețe instalația. Deci cu fosă septică, cu traseu, cu adopțiuni de apă, deci au fost niște bani. Acum, solicitarea mea, redeschid discuția, să facem așa fel încât să primim niște bani și să amenajăm și numărul 2 livezi. Pentru că nu putem să funcționăm. Eu vă spun, pentru anul ăsta a mers să avem, să nu avem schimbări sau diminuări de unități școlare din rețea. Dar la anul nu se mai poate. Dar pe Valerea sunt pentru copii? Păi sunt. Se motivează investiții. Eu, de exemplu, domnule, mai avem copii? Avem 22 de copii pentru la celălalt an, la grădiniță, și o clasă de clasă pregătitoare cu 20 de copii pe Valerea. Nu toți sunt de pe Valerea. Știți foarte bine ideea mea și ceea ce am făcut eu și domnul viceprimar vă poate spune filozofia mea, mai degrabă iau un copil și îl plimbăleacă 2-3 km cu mașina, în așa fel încât să pot forma o clasă de sine stătătoare de care să se ocupe o singură învățătoare, decât să adun într-un loc copii de la 3 sau 4 clase, câte 3-4, să îi înnebunească capul învățătoare, să nu face ore ca lumea, nici cu unii, și atunci pierdem timpul degeaba. Așa că deci, domnul consilier, care face parte din comisia de învățământ, care sunteți în consiliul de cum credeți? Fac un pic de domnul director. Deci, pe Valerea trebuie... Faceți niște proiecte ca să nu avem de ce o lucruță în secolul 21. De domnul președinte, niciun reprezentant din comisia de învățământ nu face parte. Nu face parte acolo. Din nefericire. Acui a fost interesul, nu știu. Dar era normal ca măcar unul din comisie să facă parte din... Păi s-a votat, s-a votat până și... Asta este problema noastră care... Aviz, domnilor consilieri, de acum știți de acum. Vă știți problemele domnului director? Pe Valerea, la nivel numărul 2, deci trebuie să facem exact aceeași mutare pe care am făcut-o la Valerea numărul 2. Deci am fost la cancelare, acolo este o educatoare și o învățătoare. Ele nu au nevoie să stea în cancelare. Și acolo se poate amenaja un grup sanitar foarte frumos. Putem, deci din finanțarea de bază, am pus anul trecut geamul termopan la școala Prăjoaia, pe exterior, și la o singură sală pe Valerea. Deci anul ăsta, dacă s-ar putea și ar fi fonduri, am putea să rezolvăm problema cu grupul sanitar,
în interior acolo, deci nu în exterior, ci în interior. Avem sobă acolo, să poate face foc ca să nu înghețe apa potabilă. Probabil cea mai mare cheltuială ar fi să facem un puț propriu, pentru că apa nu ajunge acolo. Deci nu urcă până acolo. Și atunci să facem un puț propriu, îi punem un hidrofor și avem apă curentă și nu avem, nu mai avem problemă nici cu sanepidul. În rest, hai pe domnul de aici, poftiți. Ați făcut niște calcule cam ce sumă aveți nevoie cu puțul și cu toată modernizarea, cu DC-urile în interior, aveți cumva un calcul estimativ. Cu numărul 2 le vezi, să zic așa, motogrosso, un 35-40 de mii de lei. Deci ne-am descurcat. La livez numărul 2. Pentru că având în vedere că avem de făcut disăpatul de puț. Cea mai mare problemă este apa. Da, cea mai mare problemă este apa. Că e vorba de săpat puț, e vorba de traseul de la puț până în interior, e vorba de fosa septică care trebuie făcută. Deci, că nu putem să facem lucrări de mântuială pentru că nu ne dă avizul. Ăștia vin și controlează, ați văzut. Și nu poți să-l păcălești. El se duce și vede dacă ai fosă septică sau ai făcut o șmecherie și așa mai departe. Ar mai fi în jur de 40.000 de lei, cred că, acoperișul la Brăjoaia, dar hai să zicem, poate mai merge un an la Brăjoaia. Și să, dar trebuie făcut un proiect pentru Poiana. Să terminăm odată cu școala aceea, că nu mai rămas decât definisat în exterior și de revizuit instalația termică și de cumpărat centrală. Iar cu WC-ul în fundul curții, acolo se poate rezolva, dar tot cu bani. Pentru că este locul între peretele școlii și gardul tău sau cum cine moșul ăla, sau Tărfuț, cum îl cheamă, așa, este loc destul și acolo se pot construi grupuri sanitare din care să se intre de pe hol. Fosa septică poate să rămână aceea de acolo, eventual dacă, eu știu, se poate face modificare sau, în fine. Dar trebuie bani. Nu știu, eu... Banii au mai fost, dacă să fiu un pic răutăcios, cel puțin de câțiva ani de zile, n-a fost o prioritate pentru prima școală de la Poiana. Am discutat aici, aici de fiecare dată. Aici când a venit lista de priorități, școala de la Poiana n-a fost prioritate. Problema este a dumneavoastră. Și da, să vă da, da. Domnule director, problema grupurilor APC-uri. Domnule, trebuie să facem o deosebire între oraș și mediul rural. La oraș, dacă un bloc are 100 de locatari, desigur, nu poți să faci împrejur blocul 100 de WC-uri, că ar fi orașul WC-urilor după aia. Dar, în mediul rural, unde în fundul grădinii există spațiu și nu aduce nici miros în școală, este foarte sănătos din punct de vedere sanitar copiii să aibă în școală miros curat de salcâm și nu de WC-ul. Domnul Lungur, nu e o deci, stare de lucru ăsta. Deci problema este că cei care critică și de la Uniunea Europeană că au WC-ul în curte că nu știu ce. Domnule, țăranul a fost mai deștept. Pentru că de mii de ani sau de milioane, să știi, exact nu mai știe nimeni istoria adevărată. Au fost mai înțelepți ca noi. Păi cum e acum la oraș? Ăsta e la bucătărie, mănâncă cealaltă, trage apă, îi face scârbălul ăsta. Îmi pare rău că spun și lucrul ăsta. Deci, WC-urile în curte la școli este foarte, din punct de vedere sanitar, există perfecțiune, domnilor. Și nici nu costă așa de mult ca atunci când se chei pitanșa, să care, umple cu aceste probleme. Pe mine nu mă deranjează că WC-ul acela este în fundul curții. Mă deranjează faptul că începând din noiembrie, când începe să închese, eu nu pot să mai folosesc apa pentru curățat și spălat la grupurile sanitare până în aprilie. Care femeile cu despălat trebuie să spele, dar dai cu apă, cureți, în urmă îngheață. Deci este totuși
foarte greu de asigurat niște condiții igienico-sanitare. Plus, eu vă spun. Aveți încălzire centrală. Cel mai bine. Și ce să fac cu acea încălzire centrală? Și atunci o țeavă de la apa centrală? Domnul Lungu, domnul Lungu, WC-ul ăla nu e făcut... Izolat. Izolat. Nu e caldă până acolo. Da. Nu am încălzirea centrală atât, nu am și apă curentă caldă. Când aveți apă la centrală, asta e altceva. Nu e vorba de apă la centrală, e vorba că nu a fost construit sistemul pentru a prepara apă caldă. Da, el a fost construit pentru a prepara apă pentru încălzire. Circuit închis. Circuit închis. Copiii nu mai sunt aceiași de pe vremea noastră. Copiii au trăit și ei și părinții au evoluat. Acasă, să știți că mulți au condiții foarte bune. Mulți nu au, dar mulți au. Copiii sunt în momentul de față mai sensibili, mai bicisnici, răcesc, se îmbolnăvesc. Nu e ca atunci când duceam noi la sani și stăteam până înghețau pantalonii pe noi. Nu mai, acum a tras de două ore aer rece în piept, a tușit și vine la doamna doctor să-i dea un buzunar de pastile. Asta e viața, nu avem ce face și noi trebuie să ne adaptăm. Mai important este să aveți stomatolog la școală. Da. La fel, astea sunt chestiuni care țin, să știți, de puterea economică a comunității locale. Ori, de fiecare dată eu am susținut și în discuțiile cu autoritățile, cu ședințele de Consiliul de Administrație, cu reprezentanții dumneavoastră acolo. Și am susținut că nu suntem adepții a cere imposibilul. Măcar minimum, minimum, să putem asigura câteva chestiuni. Și făcut pas cu pas. Într-un an putem să facem un lucru, l-am făcut, e un lucru bun făcut. Anul următor facem o altă cheltuială și am mai depășit un necaz și tot așa. Dar dacă nu facem în niciun an nimic și le lăsăm, noi avem o rețea de școli foarte bună în comunale. Foarte bun. Comparativ cu ce există în țară, noi avem. Dar dacă le lăsăm, în 10 ani, nu știu cum vom mai discuta. Și e păcat. Că s-au făcut niște investiții, s-au cheltuit niște. Da, eu, domnul director, vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce face dumneavoastră pentru școlile din comunități și sunt convins că stăm mult mai bine față de alte localități. Și domnul director, vă poate confirma lucrul ăsta. Toate aceste lucruri frumoase care se întâmplă și vă spun că nu am ceva de să ne lăudăm sau stăm bine la capitolul școli, ceea ce ne-a confirmat și inspectoratul școlar. Avem problemă, cum a spus domnul director, cu Livez SAT, Livez 2 sau cum se numește, la școala aia este o problemă și trebuie să o punem la punct până la 15 septembrie. Noi trebuie să o dăm ca să putem da. Lua avize și tot. Pentru că eu am obținut acolo un aviz sanitar. Dar l-am obținut. Pe semnătura noastră, știm asta. Deci mi-am luat eu angajamentul, mi-am luat responsabilitatea că acolo nu se va întâmpla nimic. Deci vă dați seama, eu garanție. Cam stau cu sabia lui Damocles deasupra capului. Bun, aveți un termen. Eu sper că... Eu încă o dată vă mulțumesc. Și sunt convins că toate aceste lucruri care s-au petrecut au avut o cotă parte și Consiliul Local și Primăria în lucrurile astea care totuși sunt ok de lucru. Avem mult de lucru, știm problemele care sunt la Poiana, am discutat-o cu domnul director de mai multe ori, chiar amândoi asta de vorbă ne-am luat separat, știm problemele, încercăm ca anul ăsta, nu știu ce buget vom avea, nu știu cum va fi, dar sperăm eu să... Eu de fiecare dată când am întâlnit cu... Am zis eu în sinea mea, eu cred că omul ăsta s-o cam săturat de mine, când eu tot când mă întâlnesc cu el, altceva nu-i spun. Cât trebuie făcut aia, cât trebuie aia, cât trebuie aia. Domnul director, nu este care primar? Dom'le, care este? Care este în funcție? Nu are niciun interimar. Este primar, interimar, este în funcție. Asta iarăși este problema dumneavoastră. Ai noastră! Nu e a mea. Nu-i problema școlii, da. Problema mea este să vă aduc la cunoștință
cum spunea domnul Băstari. Să vă aduc la cunoștință. Nu am apropiat de ce spuneați dumneavoastră. Eu, ca să vin aici, mai trebuie să fiu și invitat. Eu v-am întrebat la Adelea. Domnul director, de câți ani sunteți la direcția școlii? Din 2005. 2005? Da. Păduiți aminte, eram în stația de autobuz sus. Da. Și am trecut pe lângă dumneavoastră. Domnule, vreți să fiți directorul școlii? Păduiți aminte? Da, sigur, da. Bine. Și am cerut, eram la putere atunci, eram cu greu. Am cerut scoaterea directorului Poenaru, că era cu niște matrafi. Să lăsăm asta. Dumneavoastră, vă mai aduceți aminte ce v-am spus, ce răspuns v-am dat? Cum, cum? Vă mai aduceți aminte ce răspuns v-am dat? Da. Care? Dacă mă va propune inspectoratul. Și eu m-am dus la inspectorul. Domnul Lungu, eu v-am spus așa. Și spun și acum. Eu, după ce o să mă consult cu familia, da, da, dacă da, voi accepta, o să am nevoie de sprijinul autorităților locale, da, ca să da, putem da, face ceva pentru comună. Și că nu degeaba rusul poate să vină Popescu, da, Xulescu, Igrecescu, cu voința de a face ceva. Dar fără sprijinul și dorința și voința autorităților locale, noi nu vom putea realiza niciodată nimic. Dar afirm eu aici și o afirm în cunoștință de cauză, că în acești 18 ani, școala Livezi și celelalte au înflorit. Adevărul este ăsta. Școlile merg mult mai bine. Așa. Și sigur, atunci m-am dus la inspectorul Bâlbâie, a făcut o ședință aici și știu că mi-a zis inspectorul Lungu, tu să nu stai aici, că cu Poenarul nu vrea să-l demitem. Pleacă ca să te demit. Am ieșit de acolo și l-a demis. Ați venit dumneavoastră. Eu vă felicit pentru câte da, lucruri bune ați venit domnul 2005. 2005. Instalat de inspectorat. Da. Eu vă felicit pentru câte lucruri deci, bune ați făcut. Vreau să rețineți că în 2006 eu mi-am câștigat dreptul de a fi director prin participare la un concurs. Pe care l-am luat cu primul. Și în 2016 din nou am participat la un concurs pe care l-am... Deci... Și existența mea la conducerea școlilor se bazează pe rezultatele pe care le-am luat la niște concurs. Ce ne privește? De 10 ani. Noi avem comisia pentru învățământ, sănătate, chiar la comisia noastră, împreună cu domnul primar, cu noul nostru primar, o să vă ajutăm în problemele în care ne va sta în putință și cât putea. Aceasta este, cum să vă spun, activitatea noastră. Cât vom putea, fiți sigur cu domnul primar și noi vom fi de acord. Dumneavoastră numai să ne mai spuneți periodic, anumite probleme. Eu o să încerc să vă fac, că știți, este vorba aceea latinească, vorba volant, scripta mare. O să încerc să vă informez în scris, că e mai bine așa. Deci, e mai bine așa. Am avut aici la Livezi... Nu, dar noi facem în două exemplare și înregistrare, punem și un exemplar și pe celălalt. Am avut la Livezi centru școlar cu internat când era clasa Scorțeni, am istoria comunei. Da. Noi suntem în decădere față de acum 80 de ani în urmă. Deci, eu vă mulțumesc că m-ați invitat și v-am oferit niște informații. A fost foarte bine. Vă rog să țineți cont de ceea ce v-am spus. Mai mult eu nu pot să vă spun, pentru că trebuie să vă încadrați în limita de buget. Domnul Delu, care aveți probleme și nu sunteți invitat, veniți în altă noastră putere, nu-mi supără. Nu știu. Știm și noi. Să știți că, de exemplu, și astăzi, acum, trebuia să... Eu mă pregăteam și făceam de saga să o întind la inspectorat cu niște documente. Că acum, fiind cu bugetul de la salarii acolo, trebuie, am făcut bugetul, l-am împărțit, deja îl ducem la avizat, la inspectorul general, la avizatul șef. Da, eu trebuie să urm un pic și pe drumuri, dar nu asta e o greutate pentru mine. Important este că dacă avem asigurate fondurile, avem cu ce face treaba. Vreți să-i puneți o întrebare? Da. Care se află da.
comisie de specialitate și au dat. Da, eu vă mulțumesc. Sănătate. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? S-a abținut cineva, este cineva împotrivă? Nu, 15 voturi pentru. Aprobat. Trecem la punctul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Livezi, numărul 43 din 26.11.2010, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Care se arată la tabela numărul 1. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Livezi prin aprobarea master planului. Deci cine semnează, domnul secretar, procedura la ședință? Cine semnează procedura la ședință? Cine semnează? Ședința următoare. Cine semnează? Gabi sau Ionel? Amândoi. Busuioc Ionel. Jumătate. Busuioc Ionel va semna procesul verbal și pe toate hotărârile de Consiliul Local. Da, da. L-ați ales pe ședința. Dar eu de asta și făcea pe ședința sau pe deci, Busuioc Ionel a fost ales de către dumneavoastră. Nu, Coacă va conduce Gabi în ședința următoare. Așa e ordinea. Nu, dar pentru bucățica asta, partea singură rămasă, putem vota și pe el. Atunci ce facem? Dăm jos, alegem un alt președinte de ședință? Nu, nu, nu. Lasă-mă cu el, nu. Domnul președinte, dar nu putem oprește din asta. Atunci propuneți continuăm, alegerea unui alt președinte. Continuăm cu ei. Păi cum faci? Păi uitați, avem, bănuiesc că filmul ăsta o să fie dat. Da. O să vadă lumea, nu? Acum, și atunci, ce nu vrea de lumea asta? Da, atunci nu vrea să fie ca domnul. Păi cine conduce? Da, unde-i pe aia? Unde-i din urmă? Mai i-a zis că a ieșit, după mine. Ah, deci stăm să vină el anul ăsta pe doamne. Mai ajută cu niciodată, dar nu pauză la urmă. Dani, trecem la punctul numărul 4. Master planul revizuit are următoarea structură recomandată de IM Post Media. Capitolul 0 reprezintă sumarul estimativ al master planului. Capitolul 1 reprezintă cadrul general al revizuirii master planului. Capitolul 2 este descrisă pe larg situația existentă, având ca an de bază 2016. Și în documentația ulterioară spune felul următor. Propunem Consiliul Local al Comunei Livezi, județul Bacău, modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local Livezi numărul 43 din 26.11.2010, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată, cu modificările și completările ulterioare, care se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Ichim Sorin, primarul Comunei Livezi, județul Bacău, având carte de identitate serie așa, și calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale, în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărârii. La data prezentei, hotărâri, așa, se modifică de drept în mod corespunzător orice modificare. Prezenta hotărârii va fi comunicată Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Compania Regională de Apă Bacău, Instituției Prefectului Județului Bacău. Comisiei de specialitate. Comisia numărul 1. Avizează favorabil. Comisia numărul 2. Nelu Ane. Aviz favorabil. Domnul Lungu. Favorabil. Așa. Doriți să spuneți ceva la acest proiect de hotărâre? Da, supunem la vot. Costea, da. Vă ascultăm, domnul. Da. Domnul președinte. Nu, aproape o dată sau două ori pe an participăm cu votul nostru la diferite modificări care au loc în toată nebunia asta la Bacău cu aprobarea asta a cotizației. Întrebarea este, întrebarea mea e simplă ca un neștiutor neinformat. Comuna Livezi e prins în master planul ăsta? Avem noi vreun obiectiv care să ține de interesele comunității? Sau doar votăm pentru alții? Pentru canalizare și pentru alții? Pentru noi votăm ceva? Asta ar fi întrebarea mea. Sigur că nu. Nu votăm nimic pentru noi. Pentru ce votăm atunci, domnule? Suntem noi prinși în viziunea celor de la Bacău? Eu v-am întrebat, și ce program de canalizare? Avem un program de canalizare sau doar vorbim? Deci lucrăm la program de canalizare. De asta au venit oamenii.
Vrea să vă ia, ca să înțelegi noastră. Eu de asta am întrebat domnul. V-am întrebat. Corect. Dacă nu știți o mări salarii și aia de la Colt la Bacau, îți nevoie salarii mai mari. Da, nu te așteptam a ta la ceva mai mult. O venit cu ce o vorbim la domnul primar cu ei, nu știu deocamdată. S-au zis deocamdată? O să ne spună, da. Deocamdată. Te scoate. Dar nu ne așteptam. Și-a făcut o recepție la lucrările care încă nu se terminat. De aici vor pleacă cu documentația, vor să intre în posesia. Deci vreau să spun. Dar care s-a anunțat prezența să vadă în aceeași zi ședința noastră de Consiliul Local. Și care lucrări nu terminat? Lucrări grave. Lucrări grave, că nu poate vrea. Așa. Păi frate, dar care nu terminat? Cine a zis că sunt neterminate? Domnul Am zis eu că sunt neterminate. Am spus că au venit. Am ceva? Exact. Ai ce eu. La ce am dat și cu ce se vrea, dar nu înțeleg. Ce vrea, dar nu sistemul de alimentare coală. Și de ce nu vrea? Dar nu le-aș plec cu el. Noi am venit în prima fază. Dar ce spune că le-aș plec cu el? Eu am spus că le-aș plec cu el. Păi de ce nu vrea? Păi omule, am venit și-o la documentație, nu vom prelua. Deci doar vreau să-l de mesul. De mesul? Și i-a explicat domnul primar fost de ce ne-a și-a dus la proiectul de apă la bun sfârșit, ca toată comuna să aibă apă și să luțipăm în fiecare zi că avem apă? A explicat celor care au venit că, de fapt, eu am renunțat la o jumătate de proiect de apă, că așa am vrut eu, așa mi-a dat răspunsul într-o ședință Consiliului Local. Nu eu am hotărât constructorul că va ajunge apă pentru o singură sursă. Le-a explicat ce se întâmplă cu proiectul. El prezintă ăla mare, normal, care, pentru care alții au muncit sau îl prezintă doar ce a făcut el. Deci nu vă spărați, eu vă întreb ca și... Da, asta nu se întreb. Cine nu face documentația? Da? Păi, cum are? Aș fi cum putem să vină aici de la Bacau, să vedem cât de mulțumiți sunt de proiectul ăsta și ce au în vedere să facă ca noi să avem apă. Aș fi foarte frumos. Deci comisia care a venit, nu a ridicat documente. Și am văzut fizic, se vine aplicare cu apă. Și trenurile, cablarea de sus. Bun, în concluzie, ce am spus? Ca să știm și noi. Păi nu ne-am dat nimic. Deci noi am făcut comisia, au preluat documente. Ați spus că cu apă începe cu mai mult de jumătate la apă. Ați spus. Bineînțeles că am discutat. Și atunci la ce am gândit? Că n-am vrut să faci emisia despre proiectul cu apă. Apă nu avem. Nu crezi că vin crav. Nu știu cum să mai vin. Da, aveți proiecte în bază în plan 2020 de ani de zi. Trebuie pus cu sigur. Avem niște de aprobare și hotărâri. Care apar nu avem și le aprobăm. Nu suntem documentați. Domnul consilier, pot vorbi sau semnat? Deci noi am fost prinși în asociație, știți, de-a lungul ăsta, tocmai ce v-am spus. Oamenii ăștia au venit să vrea și să știa că la un moment dat când se termină sistemul de alimentare cu apă, îl preia cram. Uitați un pic, din 2013, făcut trecerea finală și nu suntem în 2018. Domnule, au zis că nu vrea, s-a făcut, nu înțeleg. Eu v-am spus ce s-a întâmplat astăzi. Cine este primar?
primar. Deci nu mai știu, noi plătim taxe impuse, nu plătim taxe impuse. Noi mai avem asociații, nu mai avem. Păi spune că el e președinte. Păi uitați, avem și o presă de mare care nu duce în vedere, spune că el e președinte. Vă fac dovada, puteți să știți, domnule, că aveți un contract cu această asociație, care are o datorie din tipul lui Calivară și ziarul este condamnat, are 4 miliarde 200 în casat în fiecare an. Puteți să stimați pe doamna Lenuța de la taxe și impozite, care duce o datorie de 700 de milioane acestor persoane, care el a fost condamnat, că știm foarte clar. De ce nu vine să-mi chemați să-mi spune? Eu viu cu ofurile cetățenilor. Asta vreau consiliul care să spun. Toți crescătorii de mare sunt amenințați de această persoană negativă în primărie. Deci îi duce, nu știu oameni, se ferește, nu știu, băi, el e primar, nu e primar. Cine e omul ăsta? Cum, dar cum, deține, cum țineți un om în primărie, ca să înțeleg? Cum îl țineți? El are a doua condamnare, dacă ați văzut. De câte ani de la domnul secretar a venit să-și facă muncă, cum își face muncă în folosul comunității? Cum se desfășoare muncă? Da, cum? Ați făcut sesizare la prefectură. Nu, nu, lasă prefectura. Ați lasă prefectura. A venit control la prefectură, a dat o soluție. Domnul, să vă spun ce soluție a dat. Să mă adresez instituțiilor abilitate. Deci, ați un dosar penal, astăzi mă văd de apus în serviciu, să fac undeva, să ați văzut prefectura, ca să vă arăt, în primul rând mi-a dat să-mi dați și răspund atât care nu mi-ați dat. Poate răspund astfel primul în public. Deci, dacă vreți să fac prefectura, dar ei mi-au sugerat să merg la organul condiției. Deci, i-a pus în serviciu un dosar penal. Cum a dat soluție prefectura? Dar prima oră au din propusere școli, au dus copiii. Dar nu mi-a propus să discut.
școli circulă în comună, mai sunt și oameni bătrâni. Deci și când aveți din Dom'le, ați văzut și când am organizat, când aici de la 46 mai dezinfezez ca oameni. Nu vă dat din propus. Că vă spun când din propus la mers, pentru că am eu un copor. În fiecare capul de atunci din propus. De acord. De acord. Terminat unul ori și terminat unul ori. De acord. De acord. Am văzut tractorul și nu știu și burtul este scăpător a instituției. Dar nici burtul este scăpător, nu știu ce a cui. Pe tractorul, dacă vreau să știți că tractorul este la... Păi este înregistrat, domnule, aveți, puteți să-l verificați aici. Un tractor, nu știu cui. Domnul primar, domnul primar, dar sunteți coordonator de cred. Dar cui îi plătiți, de fapt? Cui îi plătiți? Cui îi plătiți? Dar la cum să-l vreau la misa? Da, pe cui îi plătiți? Pe și nu vedeți dumneavoastră cine conduce? Pe cu, la cine a sunat dumneavoastră de astăzi acasă? La cine a sunat? Ca să plece pe drum. La cine a sunat? Da, care merge? Cine trebuie să vezi? Ce fie? Hai, domnule, că știi foarte clar conflictul de interes. Ce are? Dar nu vreau să spun mai întâi. Să nu pot atât de bine. Nu vreau să spun mai întâi. Da, dar cine? Asta vreau să arunc. Cine, de fapt, din spate acea afacere? Nu fac. Primar, fostul primar, care influențează negativ această instituție, această comună. Care noi, cetățenii comune, trebuie să stăm conduși de infractori. Asta vreau să spun. Nu mă interesează cine. Vreau să arăt cine are interes în această instituție. Eu am zis că nu am contract. Asta am spus. Și nu zic că asta am spus. Contractul este făcut de eu. Eu nu pot la dispoziție. Poate să nu mă vor mă interesa. Eu mă am o mapă de dimineață cu ei, cu șeful de post, cu mi-am zis că drum. Și am abordat din 10 de minute la prefectură. Drumul județene, drumul comunale și drumul național. Da, nicio problemă asta. Bine, mă interesează cu și vin pe eu, că deși eu spate. Chiar mă interesează nimic? Chiar nu mă interesează nimic? Deci nu mă interesează cine, cum și cum face, atunci ce mai spune? Dar nu mă interesează cine, da, orice, da, cine ești, cum ești. Dom'le, dar aveți, puteți să-l verificați aici, intră acolo. Că este înregistrat noi la primărie. Și vedeți pe ce nume este. Păi cum nu vă interesează? Păi, eu asta am spus cu conflict. Asta e rolul primar, domnul, dar m-a spus de cine are mașină. Domnul primar, v-am sugerat conflictul de interes. Să-l vedeți. Eu asta v-am sugerat să vedeți. Ceva? Păi, dumneavoastră să considerați că e un conflict de interese, știi ce trebuie să faci, domnule, nu vă văd eu, să faci dreptate. Domnul, avem alte discuții cu chestia asta. Am spus ce să zic în locul ăla. Cine mă interesează, ca în orice moment să poată circula, să intri safarea, să intri în pompiere, să ducă copii la școală și atâta tot. Nu am înțeles ce vrei să faci, am înțeles. Supune la vot. Adaptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este chiar? Este cineva împotrivă la acest proiect de pe ordine de zi? S-a obținut? Da. Deci avem așa 14 voturi pentru o abținere. Costea, da. Trecem la proiectul numărul 5. Aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2018. Asta începe, domnul secretar. Da, deci e vorba de cotizația care se va achita de către membrii ADIS în județul Bacău, perioada anului 2018. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2018, în cuantum de 6.000 de lei pentru comuna din județul Bacău. Articolul 2. Se mandatează domnul primar Ichim Sorin, având calitate de reprezentant al Unității Alimentării Teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, aici e cam 1.000.000 de lei. Pentru municipiul Bacău, 600.000 de lei. Pentru municipiul Onești, 100.000 de lei. Pentru municipiul Moinești și orașele Bucuș, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna, 40.000 de lei. Pentru orașul Sălnic Moldova, 10.000 de lei. Pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei. Pentru comune cu o populație între 3 și 5.000 de locuitori, 5.000 de lei. Domnul pentru comune cu o populație între 5 și 10.000 de locuitori, aici suntem și noi, 6.000 de lei. Pentru comune... Da, da. Păi am scris la articolul 1. Pentru comune cu o populație peste 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. În cazul în care, din motive obiective, primarul Unității Administrative Teritoriale nu poate participa la lucrările ședințelor AGA din Bacău, acesta va fi înlocuit de către domnul Coacă Vasile Gabi, având funcția de viceprimar al comunei Livez
și calitatea de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare și împuternicit să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre. Plata sumei se va face în termen de așa, pe care hotărâre se comunice. Comisiile de specialitate. Comisia numărul 1, aveți favorabil. 2. Să punem la vot? Cine este? Dorește să spună cineva ceva la viitor la acest punct de pe ordine de zi? Cine este pentru vă rog frumos? Cotizația. Dar nu trebuie să avem și mai discuții. Ia spuneți, domnul... Deci comisia numărul 1 a dat aviz. Domnul Bocoi? Da. Pentru mine, poate nu știu ce pot. Mă gândesc dacă ce dăm noi banii ăștia la de 6.000 de lei? Da, nu ai fost. Ca să facă salarii mai mari. Mă. Poftim, da, și cu ce ne încălzăști cu noi? Nimic. Nimic. Deci, noi avem o altă asociație în care facem parte, că avem informatorii. Din această asociație fac parte 60 și ceva din oameni. Din 85. Din 90. Sau de 90. 86. 90. 94. 94. 94. La un moment dat, noi putem să facem niște proiecte care să ne... Da. În cadrul acestei asociații s-a înființat celula 1 și celula 2 de la Bacău. Mai mult decât atât, s-au, prin adis, s-au cumpărat mașini care le știm, Domnul Suruciu, problema este în felul următor. Noi trebuie să dăm această cotizație pentru că facem parte din asociație. Ne-am înscris în această asociație. În momentul când noi, deci noi am preluat, în momentul când noi am plecat, noi trebuie să plătim 1.000.000 de euro pentru utilajele care au fost achiziționate pentru salubrizare. Deci, cam asta e problema cu... Vă spun un răspuns? Eu... Da, spune. Deci, ce vreau să spun eu? În primul rând, iar ne dezinformat, domnul viceprimar, pentru că nu s-a făcut nicio achiziție. Vă spun eu ce achiziție s-a făcut de această asociație, dacă nu știți. Cu bine, care au cetățenii, multe mașini, mașinile sunt al Romprestului, iar această asociație are contract cu Romprestului, vezi că nu știți nimic măcar informație. Ce-ai spus, domnule, că ați gastul? Ce, pentru să dăm noi 1.000.000? 1.000.000 de euro. Da, știți în ce a constat proiectul 1.000.000 de euro? Știți măcar? Nu știți, domnule, nu știți nimic. Vă aflați acum după. Vă spun eu nici. A constat în pubele. Atât. Milion. Da, domnule, da. Pubele care l-a trebuit dat pentru toate acești 60 de... Da, domnule. Mi-a dat o mașină. Domnule, mi-a dat o mașină a asociației. Nu știți, domnule, fie de către un preț. Da. Nu s-a numat. A sunt o firmă privată. În care asociația a fost un contract cu această rugăciune. Are licitație, nu cum. Deci, ca să mă ajute, 6.000 de lei dăm acest ban pentru funcționarea Consiliului Administrativ. Dar nu pentru achiziția, sau să mai facem noi proiect. Da. Să mai facem proiect, nu știu pentru asta. Nu mai facem proiect? Nu e bani complet. Nu știți, nu ați votat 5 lei pentru un membru de familie, cum ați uitat ce-ați votat? Ai de bani. 5 lei pentru ce? Am de bani. Nu știți, de personal. Pentru cu noi. Nu, mai este 5 lei. Ok. Păi dacă noi nu se plătește, nu... Eu da, dar această firmă, asta trebuie să informați pe noi, că nu acesta te-a întrebat foarte clar ce ne aduce nou beneficiu această asociație, în care suntem... Din care facem parte, da? Păi ați răspuns cu totul altceva, asta. Când v-ați scris acolo, că aveți niște obligații, nu știu dacă era până la... Adică, nu am fost toată lumea! Deci acesta lucru s-a înființat nu de-acum. Înființat, da. Și sunt timpul să așa. Și atunci, când e cei din fostul primar, da, a participat la toate ședințele, în care am fost niciodată informat corect. Care am fost informat corect ceea ce se întâmplă acolo. Noi dăm bani. Povadă că și acum suntem chiar informat. Și suntem. Ia, mai are cineva, nu mai e nimeni. Supune la vot, dacă sunteți de acord, nu sunteți de acord. Cine este de acord? Cine este de acord? Deci dacă te exclude, o să plătești cu cineva cu noi în fața ușii. Domnul Marcu, exclude, ca să înțelegem ce a dat. Eu mă abțin. Mă abțin. Dar eu ești. Dar ușii. Concesionare, gestionare, servicii de operare și instalații de...
Deci eu, județul Bacău. Asta, domnul secretar, mi spune și nouă despre ce este vorba la Părinții Lumea. Sau domnul secretar? Dar nu putem. Da? Ei au un comisant. Nu, nu trebuie să pune comisant. Să deci, vreau să spun, domnul secretar, vreau să știți mai bine, noi suntem, da, noi nu vreau să fim în asociație de dezvoltare intercomunitară. Dar suntem în comisie, domnul Asare, asta doresc să știm, le știm, uite, domnul. Le știm, sigur că le știm. Domnul secretar, m-a informat un pic pe domnul consilier, domnul secretar, despre ce-i vorba, așa în mare parte. Deci, să vă ascultăm acum, domnul, ce se întâmplă cu noi. Deci, ați văzut ce s-a întâmplat cu Dărmănești, pe asemenea probleme. Dărmănești, Moineștiu, le-au lăsat cu noi, Sânduleni. Ați trecut poate pe drumul național, ați văzut la Bacău, ați văzut că nu le-a ridicat cu noi. Din cauza asta că nu mai vrea să mai plătească, nu mai vreau să colaboreze cu asociația. Ne-au cerut în mai multe, ne-a științat că se excludem din asociație. Se excludem comunea să le putem... Da, Dărmănești. Dărmăneștiu, Moineștiu... Și de bine, că rău e mai curată. Ce facem? Deci atunci avem noi o problemă. Domnul consilier, Doamne ferește, se întâmplă la Sândulen să nu ridici cu noi, se întâmplă la Berzon să nu ridici cu noi, sau la Vârsănești. Deci noi degeaba ridicăm că tot cu noi va veni pe raza comunei noastre. Amintează mie, pe nu se văd. Da, bun. În mare vară. Dacă aveți de discutat pe punctul ăsta, să vă scrieți la cuvânt. Deci, se acumă atribuirea contractului de agrare prin concesionare viitor, pentru că începând cu ianuarie, există o lege, nu se mai fabrică pentru chestii pro, numai de biodegradabile. Nu vor mai merge numai și atunci și fostul se vor. Mai sunt multe de stoc. Dar ce asta e bine. Ce vreau să vă mai spun eu? Domnul Surugiu, domnul Surugiu. Deci vrem să știm dacă s-a recuperat această tață. Deci dacă s-a spus la bugetul local, întrucât noi, o parte Consiliul Local, a votat de a da banii noi să facem școli, cum avea probleme sau avem probleme așa, sau să facem drumuri, i-a dat plătim taxele care nu le recuperează o parte din casele noștri care trebuie să meargă. Vreau să știu, s-a încasat această tață anuală de 2017. S-a încasat. Atunci vreau să văd banii care i-ați prins în buget, dacă sunt aceleși bani ce fac cu ei. Domnule, dar lucrăm prin buget, vreți să vă atunci. Domnule, dar de ce lucrăm aici pe ședință? Domnule, dar e ședință de buget. O să vă arată ședință. La subiectul ăsta, domnule, dacă s-au încasat bani. S-au încasat bani. Vreau să vă aduceți. Aveți aici angajat? De ce dacă s-a încasat bani? Eu vă spun că nu s-a încasat nimic. Eu nu s-a încasat nimic. Nu s-a găsat nimic. Domnul consilier, ați plătit cum ai făcut noastră? Nu mai da! Tu n-ai plătit? Nu mai da! Dar domnule, am plătit! Dar timp și impost! Să-i plătit toată lumea! Deci vreți să vă spun în casă? Atunci de ce a plătit bani în buget pentru a acoperi să plătiți? La mă întrebat, ascultați un pic. Eram eu când s-a făcut treaba asta? Era votat cu plătiți. E dat de ce prima? Domnule! Asta înțeleg! Vă spun dacă se încasează la lumea sau dacă nu mă încasează ce cărție? Dar dacă chiar dacă nu se încasează o parte, 20%, ar trebui domnul primar cu angajații primării, ar trebui să se sesizeze pe fiecare în parte. Avem în jur de 90% de tată. Nu este corect, nu este corect ca tu sau ăla să plătească și altul să strâng în altul să plătească. Chestia asta s-o ocupă domnul primar. Da, a fost prins banii în buget și dacă știm, în față... Știi, foarte bine ce-am fost. Nu, numai cetățenii, o parte plătești, o parte nu. Că dăm banii la buget și mâine n-a salut și bătul. Uitați la ăsta. Asta vreau să văd, dacă s-a încasat. Nu știu, dar e că e în adevărat. Și asta tu ne-a făcut în fără banii de atunci. Asta vreau să văd. S-a recuperat. Dacă domnul primar zice că s-a recuperat. 89%. Dar comisiile de specialitate? Comisia numărul 2. Comisia numărul 2? Domnul Ani. Domnul Ionel. Domnul Lungu. Supune la vot, domnul consilier. Cine este pentru? Sau este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci votul 15 voturi. Declar ședința încheiată. Vă mulțumim pentru tot. Ce facem aici? Domnul! Consiliul local!
domnilor, sunteți mulțumiți din Consiliul Local, nu sunteți mulțumiți din primării, din Suceava. Cred că ar fi venit să mai veniți, să mai veniți. Ascultați, ascultați, ar fi venit degeaba așa. Ascultați și foarte bine degeaba.